este specifice pentru curățarea sufletului și a structurii. Și atunci s-a gândit să ne exorcizeze puțin? Nu, s-a gândit la greșeală între noi fie vorba. Eu vedeam cum iau în darea de cântat. Dar exorcizăm, nicio problemă. Ne curățăm. După care avem și ceva soft, da? Acum nu am niciun fel de problemă. Sigur, pianul ăsta nefiind acordat de ceva vreme și... hai să mai fac ceva anti-reclamă. Sper să iasă ok. Da? Dar sper să vă placă, aia e toată filozofia. Muzica e vibrație, sunetul e vibrație, la început a fost cuvântul. Fiecare notă are un efect. Combinația notelor sunt ca un cifru care reușește să deschidă, să purifice, sau nu, depinde de ceea ce cânti. Că acum mai sunt niște compoziții moderne, după care te poate durea capul destul de mult timp. Da? Dacă vreți, vă cânt. Da? Repet, sala trebuie să ceară și...
Thank you.
iau în străinătate. Pe lângă ce ați auzit, el este medic primar psihiatru. Adică aveți doi medici primar psihiatru. Da, da. Eu m-am retras din treaba asta, e pentru că este medic. Ia, reprotite. Și la seama că e terapeut, e scriitor, dar nu știați de valența asta lui. Apropo de chiar. Și vreau să vă spun că eu nu am știut până acum vreo 3 ani. Am dat o emisiune de la B1, am făcut un program intercontinental și în spate era un pian. Și s-a așezat prizona meu la pian și a început să cânt. M-am stat în dragă stat. Și zice, tu nu știai că eu cânt? Am luat premiul de la Franței, sau nu știu cum să zice. Absolut. De atunci. Da. Data viitoare, vedeți, acolo e un pian care e într-o cusă. Ăla este un pian. Deci ăla nu este un pian. Cu mare drag, o cântă gratis. Voi plătiți pian. Vin și pot cânt cât plăți. Da. Și acum despre sex. Absolut. Dar când și tu ceva la început sau bis? Uite, hai să facem o chestie. Vreți la sfârșit să facem un mic duet de improvizație? N-ai voie să zici oameni. Răspunsul e lung, categoricul din răspuns. Deci, nu, ți-arăt eu pe ce s-a pășit. Așa facem. Ok. Asta. Dar cu un dege. Da? Un dege. Mașina de scris. Un dege. Sunt de acord. Avem mari programe. Cum am întâlnit? Păi stai să te eu am deturnat un pic din calea lui și nu-mi pare rău. Pentru că, hai să zicem, eu și cu Iza ne-am întâlnit de foarte multe ori. În pericolele noastre pe planeta asta. Și trebuie să vă spun că în toate am fost prieteni. Adică prieteni, indiferent că a fost el primul, indiferent că am fost eu, ne-am ajutat unul pe altul. Și noi suntem tot timpul în competiție. Și fiecare încearcă să ridice la ștacheta la ceea ce a făcut celălalt. Și asta probabil o să rămână toată viața. Toate viețile noastre. Da. Stai. Deci, ne știm de foarte multe vieți. Am fost nu numai prieteni, ne-am tras-o în brațe în absolut toate pozițiile, ca să știți chestia asta. Da? Și el știe foarte bine că avem destul de regresie. Deci toți prietenii voștri. Da. Teoretic și așa. Ne înțelegem minunat. Nu ne-am certat niciodată. Sigur, mai încearcă Michiduță din când în când să-și mai bage codița, că așa e frumos, dar slavă Domnului, mai avem cruce roșie din când în când în calendar. Și ne vedem și în viața asta ne știm de foarte, foarte mulți ani, pe vremea când avea și alte accesorii. Așa, da? Dar ideea este că, din punctul meu de vedere, avantajul lui, dacă tot mergem pe laude, așa, avantajul lui este că a știut să-și țină o linie și a devenit cel mai bun pe partea lui. Mai vin și la mine femei, bărbați, câteodată și îmi spun, Doamne, am una care îmi face și îndrege. Cel mai bun e Clara Bugeșcanu. De departe. Asta ca să plece din cap gândurile unora care se cred mai bun decât Argeșanu pe tema asta. La capitolul ăsta, sigur, eu nu sunt mai bun decât ea. La altele, discută. Eu, mai terapie, da. E, poate vă țineți de el să facă mai multe cursuri terapie. Bun. Trebuie să vă spun ceva. În momentul în care s-a stabilit tema de la Ploiești și mi s-a spus data, reacția mea a fost asta. Vorbim de sex, de Paști. Și după aia mi-a revenit și mi-a dat seama că nici măcar eu, la nivel inconștient, nu am clarificat problema asta apropo de sexualitatea și sărbătorilor. Și mi-a creat o grămadă de probleme. Adică îmi dau seama, dacă eu care sunt, dacă noi care suntem aici să vorbim despre asta, încă nu mai sunt niște semne de întrebare, înseamnă că nu vreau să știu ce e în capetele voastre. S-ar putea să-i subestimăm. Da, și asta e adevărat. Și niciodată și copiii știu mai mult decât ea. Bun, sincer, nu știu cu ce să încep. Sex. Deci, allow me, my dear. În primul și în primul rând, cred că subiectele trebuie să fie, în primul rând, necesare ca să învățați, da? Când vă vine Paștele, sexul e bun scris în post, se vede pe fețe când îmi faceți sex, că postul sigur îl țineți, da? Ideea e în felul următor. Eu aș propune așa,
să-ți povestesc câteva chestii pe care le-am auzit eu. Sexul vine de la demon. Comentează. Eu comentez în felul următor. Cine a creat omul? Dumnezeu. Din ce a creat omul? Trup, suflet, spirit. Bun. Cine a creat spiritul? Dumnezeu. Ce e suflet? Dumnezeu. Ce e trup? Energie. Lumină. Din ce? Din energie necreată. Care ce înseamnă? Dumnezeu. Bun. Și atunci ajungem la organe. Cine a creat organe? Haideți, aveți probleme să spuneți. Vă aveți o problemă să spuneți treaba asta. Păi dacă e biserica, da. Deci, să știți că este un exercițiu de gândire foarte greu. Să accept la un moment dat că până și organele sexuale sunt create de Dumnezeu. Pentru că noi am fost învățați și așa am învățat creștinismul, că sexul și organele sexuale, organele rușinii, așa este să spunem între ghilimele, sunt de la, din altă parte, nu se poate, demonul nu creează. Și atunci, dacă până și organele sexuale sunt creația lui Dumnezeu, din Dumnezeu, este cu totul același să pune altfel problema. Deci, Dumnezeu, când a creat omul, cel puțin pe planeta asta, l-a creat așa cum este. Cu totul. Noi suntem super oferte. Nu suntem fără. Nu o să vedeți pe nimeni că e fără. Cu diverse mici diferențe, dar există. Și atunci, chestia asta cu sexul este de la demon, este o prostie. Pentru că, inclusiv, actul sexual este creația lui Dumnezeu. Demonul nu poate crea. Trecați la treaba asta. Da, dar vezi, Dumnezeu, sunt atâtea programe, le povesteam studenților mei, la un moment dat aveam o prietenă. Și prima oară, când vine momentul să ne consumăm relația, merg la ea acasă, tu știi poveste. Și intrăm frumos în dormitor, o casă absolut superbă, ne punem în pat, ne îmbrățișăm, știți voi, un alt. Și la un moment dat, datorită poziției, ridic ochii în sus. Și pe perete era o icoană de 2 metri cu 1 metru, Mater Dolorosa, Maica Domnului îndurerată. Vă dați seama, deși eu conștient știu că sexul e ok, e nu știu ce, ok? Sunt niște chestiuni din astea care sunt adânc înfipte în creierele noastre. Adică eu am văzut că voi dați din cap și spuneți da, știm că și organele sexuale sunt de la Dumnezeu. Dar dacă vă aduc pe iconița aia și vă pun în fața medicului când face sex, ar putea ca inconștientul să contrazică un pic situația. Da, corect. Asta pentru că în noi există niște programe adânc în rădăcinate și care sunt false. Pentru că vreau să vă spun ceva. Orice ați face, nu puteți să faceți sex în afară lui Dumnezeu. Vreți, nu vreți, e și el acolo. Sub o formă sau altă. Prin voi, în voi, în cameră, în locul în care sunteți. Nu există că stați în afară lui Dumnezeu. Indiferent ce faci. Chestia asta cu fața pudoare este absolut o tâmpenie. Pentru că vreți, nu vreți, în timpul actului sexual, în timpul relației, indiferent că e de iubire, să ai sex ca sport, Dumnezeu e tot acolo. Știți că Dumnezeu e omniprezent, omnipotent, omniscient. Dacă e omniprezent, e prezent în timp power check. Dacă bateți un cui și dacă vă bateți nevasta și dacă faceți sex cu ea. Asta ca să fie clar. Acum, sigur că interior cu toți avem gândurile și ideile noastre. Și sexul poate să fie, să zicem, violul, de exemplu. Mă întreba cineva, violul este de la Dumnezeu? După părerea mea, un viol e permis de Dumnezeu, știi? Nu poți să-l iei pe Dumnezeu să-l surprinzi în cer. Ha, băga mea, știu ce, am ratat-o pe asta, nu era voia mea să o violeze pe aia. Dă-i seama că totul e permis, nici un fur de neam pică unde nu trebuie. Jmecheria este ne? Să căutăm noi să ne acordăm cât mai mult la vibrația divină, inclusiv atunci când facem sex, pentru că sexul este o întreagă ramură de misticism sexual hermetic, care spune că sexul poate fi transformat cu partenerul potrivit într-o unealtă prin care să crește în mod sinergetic, da? 1 plus 1 să dea infinit. Și dragă, știi bine chestia asta. Vreau să vă spun ceva. Cum să spun eu? În primul rând, ar fi cazul să ne scoatem din cap ideea că n-am niciodată sexualitate. Deci, indiferent că faceți sau că nu faceți sex, că sunteți tineri sau sunteți mai în vârstă, tot aveți o treabă cu sexualitatea. Ea există. Noi suntem conectați prin intermediul ovalelor și testiculelor la energiile sexuale. Știți că mi-a creat o grămadă de probleme conferința asta pentru că a trebuit să studiez. Nu, studiu era pur teoric. Și am început să văd
cum am încercat să văd cum funcționează energiile. Ei, noi, intermediul organelor sexuale, suntem conectați la energiile teluice. Putem să le spunem de vibrație joasă. Hai să nu le spunem de demonice. De vibrație joasă. Așa că vreți, nu vreți, aveți ovare, aveți testicule. Și chiar dacă nu l-ați avea, cei trei energetici tot rămân. Deci, automat. Și vreau să spun ceva. Nu putem să trăim dacă n-am avut cei trei energetici, pentru că sexual, Yin, sexuală Yang, da? Este, de fapt, face parte din constituția corpului nostru. Când nu le mai ai, corpul se distruge. Deci, automat avem nevoie de ele. Și atunci, vreți, nu vreți, practicați abstinența, practicați sexul continent sau sexul, oricare ar fi el, aveți legătură cu sexualitatea prin intermediul corpului vostru. Și dacă nu practicați, aveți. Șmecheria e acea, energia sexuală e aceeași și energia manifestării. Un maestru de-al meu spunea la un moment dat că fizicienii ăștia care caută faimoasa particulă lui Dumnezeu, ceea ce dă gravitația, nu știu găsească, pentru că aia însă și energia sexuală este energia asta care umple întregul univers. Sunt două forțe mari în univers. Iubirea și energia manifestării sau energia sexuală. Știți de ce un ovar e mai sus, unul mai jos și un testicul e mai sus și unul mai jos? Pentru că unul e Yin, unul Yang. Da? În momentul în care faceți sex ca femeie sau ca bărbat, între femei, între bărbați, între ce vreți voi, există o sau există o tendință de armonizare a acestui Yin și Yang al energiei sexuale. În funcție de amprenta pe care o mai dă tantienul superior, partea de minte, puteți să vă acordați la vibrații mai sus sau la vibrații mai jos. Asta este o chestie de alegere personală. Dar și când nu faceți sex, tot aveți ovare și testicule. Și asta este așa. Tot există o intenție. Deci, o secundă, noi nu am venit nici să povodim sexul, nici să-l negăm. Noi am venit să vă expunem ce se întâmplă cu energia asta. Să știți că energia sexuală există. Punct. O avem. Modul cum vreau eu să o întrebuințez, ține de mine. Și trebuie să învăț să fac treaba asta. Zic că energia sexuală poate să fie transformată în muzică. Energia sexuală poate să fie transformată în sport. Energia sexuală poate să fie transformată în iubire. Energia sexuală poate să fie transformată în conștiință, în gândire. Dacă vreți să știți, mă rog, la Andrei, cei care scriau la scriitori, era chiar o regulă. În momentul în care te-a pus să scrii o carte, intrai în post. Apropo, inclusiv de sexualitate. Și sportiv. Ce nu ai voie să faci înainte de o competiție? Da, sex, evident. Pentru că scade agresivitatea. Și scăderea agresivității, autor. Nu e vorba de femei. Deci e vorba de bărbați. Femeile pot să facă că ele primesc. Deci, pentru femeie. Nu comentarii. E recomandat. Eu vă spun. A zis că vă spune pe-a dreapta. Absolut. Deci, mă rog. Ideea este că această energie sexuală, care există și cea mai mare în universul material, puteți să o folosiți cum doriți voi. Puteți să o sublimați. Puteți să o sublimați la transformarea vecină. Puteți să o transformați în conștiință, în gândire. Pentru că pot să mă conectez la ea, să iau ce trece prin minte, să pun pe hârtie și după aia să filtrez prin intermediul celorlalte energii pe care le am. Și conștiință și mai știu eu ce. Dacă vreți, mă pot și un exercițiu cu... Nu implică sex, stați liniștiți, mental și energetic. Ei, și atunci, primul pas pe care avem noi de făcut, apropo de schimbarea atitudinii noastre relativ la propria sexualitate, este să conștientizez faptul, dom'le, suntem animale sexuale. Îmi pare rău. Se tot bag în cap, că avem statutul de om. Da, dom'le, dar să știți că nu diferim cu foarte mult de cel mai urât cățel de pe stradă. Avem aceleași organe. Și atunci primul pas este să conștientizez că sunt și să conștientizez energia de acolo. Și de aici plec. Pentru că dacă nu știu ce sublimez, degeaba. Adică eu știu de la ce trebuie să plec. Și vreau să vă spun ceva. Această energie sexuală vă dă putere. Vă dă puterea de a cânta. Vă dă puterea de a crea. Vă dă puterea de a munci. Vă dă puterea de a iubi. Important este ce faceți cu ea. Inclusiv puterea de a te bate. E dat tot din energia sexuală. Pentru că... Vorbim și despre... Da. Bun. Există, v-am zis, cele două energii. Yin, Yang. Și sunt energii sexuale. Vreau să le spunem impropriu demonice. E un termen, da? E, aceste energii sunt de două tipuri. Cele Yin, care sunt masochiste, și cele Yang, care sunt sadice. Da? Adică entități
masochiste și sadice. Evident, fiecare dintre noi, să știți că de asta avem subpersonalități care sunt psihotice și nevrotice. De asta mai din cauza Fifty Shades of Grey. Da. Ei, de asta avem cele două tipuri de energie și fiecare avem mai mult sau mai puțin din subpersonalitățile psihotice și nevrotice. Tocmai din cauza acestor energii. Raportul dintre energiile sexuale, să știți că sunt în strânsă legătură cu sinele meu, prin intermediul rezonanței. Dar și cu subpersonalitățile paterne. Da? Adică, pot să fii într-un anumit fel, o subpersonalitate maternă de anumit fel, te poate influența din punct de vedere al sexualității. Da, asta dacă trai să gândești și psihanalitic. Freud, săracul, prin Oedip și Electra, prin complexele lui, asta a vrut să spună. Dacă el nu știa energetică, probabil că încerca să le traducă în alt mod. Să știți că în clinică, în spital de psihiatrie, în momentul când vezi personaje depresive, și tu știi bine că am fost pe aceeași secție, șmecheria este în felul următor. Dacă îi întrebi despre viața sexuală, o să vezi că sunt plin de frustrări. E varză. Este varză. Și sincer, îți venea să le scrii rețete cu du-te și fă sex. Deci, haideți să vă spun. Dar nu am văzut. Mi-a mai interesat raportul ăsta. Și automat, în ceea ce privește secția de psihiatrie, să știți că eu am avut-o pe o să întreb. Și deci, nu e pe cine? Toată secția, într-o. Deci nu, pacienții. Și îi întrebam despre viața lor sexuală. Toți de acolo aveau o viață sexuală îngrozitoare. Varză. Bun. Asta, ce se întâmplă de fapt când nu există această viață sexuală? Unu, se produce un cumul de energie care poate să fie preponderent yin, preponderent yang. Dacă este preponderent yin, apare depresie. Clar. Dacă este preponderent yang, apare psihoză. Și de asta spuneam la un moment dat în cărțile mele că, dom'le, dacă aș lua niște fete și aș lua pacienții de pe secție de psihiatrie la bărbați în câteva te corectez un pic. Dacă e iar, nu apare psihoza, apare mania. Mania. Da. Psihoza e alta. Ok. Deci, ideea este. Și m-a interesat. Și vreau să mai spun ceva. Pacientul psihiatric. Eu am încercat să înțeleg cum este partul sexual. Băi, este păcat să nu este păcat. Pentru că vă dați seama, am crescut în mănăstire, călugări, la, totul este tabu, totul este... Nu te învață nimeni ce trebuie să faci. Îmi spune doar după aia, știi, n-ai voie să te împărtășești. Bine, mă, îmi spui acum. Nu puteai să spui și tu la început. Și nu-ți dă nimeni un manual. Nici măcar ortodoxia, nu-ți dă un manual. Băi, ce ai voie să faci? Sau ce n-ai voie să faci? Și de ce? Bun. Și atunci am început să studiez treaba asta. Când am ajuns la psihiatrie, am descoperit era o singură fată care făcea sex. Și aia s-a dus la psihiatrie tocmai din cauza asta. Pentru că, mă rog, fata foarte bună s-a dus, se ducea în discotecă, lua și pleca acasă. Și atunci părinții, ultra-ortodoxi, și-a luat-o și-a internat la psihiatrie. Și m-a dus să stau de vorbă și zic, cu tine ce aici? Păi zic, uite, m-am adus părinte, eu am zis. Și ce de gând să faci când treci? Când ies? Mă duc în prima discotecă și iată. De ce? Iată, există ceea ce se cheamă exacerbare a instinctului sexual. Dar vreau să vă spun ceva. Până aceasta face parte din normalitate. Atâta timp cât respectă niște reguli, face parte din normalitate. Și sunt oameni mai sexuali sau mai puțin sexuali. Asta este altă problemă. Ca să luăm un pic practic, iată mă, te rog, Dragoș. Toată chestia asta de exacerbare și de, dacă vrei, viteză cu care te recuperezi după un act sexual. Că acum, băieților, știți bine, după un act sexual, vreți țigara de obicei. Repetarea au zic mai încolo, da? Sau să mănânci ceva. Ține de energia rinichilor, știți? Există esența rinichilor pe care, dacă știți cum să o cultivați, aveți capacitatea, în primul rând, să nu vă afectați prin sexul exagerat. Pentru că exacerbarea e una și în momentul când exagerezi e alta. Că dacă citești One Day Aging, cartea de medicină a împăratului Galben, o să vezi că de la o anumită vârstă, esența limitilor începe să piardă un picus mai repede. Și atunci dacă faci sex de 3 ori pe zi la 18 ani, nu e nicio problemă. Dacă faci de 3 ori pe zi la 40 de ani, în timp s-ar putea să apară niște probleme. Pentru cei care nu știu cum să vă rețetă. Împăratul Galben și remedii, îți dau eu dacă vrei. Dar se poate, nu-i problemă. Uitați-vă la mine, sunt în formă absolut de primă și fac de 3 ori pe zi.
Păi nu ne vedem de trei ori pe zi, ne vedem și la fel. Corect. Noi pierdem energia renală prin foarte multe lucruri. Și știți, să știți că din energia renală se pierde inclusiv prin stres. Se pierde prin activități statice. Se pierde prin statul la scaun. Se pierde prin enervare. Se pierde pentru că bem apă rece. Nu o să vezi niciodată un chinez bând apă rece. Niciodată. În China erau doar automatele de apă caldă sau fierbinte. Ei știu. Și ca dovadă că au ajuns cei mai mult. Pentru că au avut o energie renală bună. Deci, toate astea se învață în timp. Culmea ca banc. Dar nu e banc, e realitate. Vorbeam odată cu un chinez, care e un bun prieten. Știi care e animalul care are cea mai puternică esență a rinichiului? Iepure. Serios, deci nu e banc. E realitate. Și se folosesc, se fac niște remedii, de exemplu, în care ei iau rinichi de iepure, uscat, pisat, amestecat cu tot felul de burgeri. Nu sunt de vânători. Bă, nu știu, dau rețeta, n-am. Da, e usucă organul respectiv și după aia... Îmi fac praf și... Îl beau. Am primit și eu odată niște... De la doamna, am niște chestii de-astea, apropo de plante și... Și revenim, apropo de sexualitate. Sexualitatea este dată de energia renală, are componentă și energia ficatului. Da. Bun. Fără energia ficatului, în sex, stați ca vaca. Energia ficatului, știi, în exces, dă mânia. Da, în momentul când e echilibrată, face ca partenerul să fie implicat în actul sexual. Când aveți un deficit mare de energia ficatului, în actul sexual stai în poziția plută. Da? Dar pe glumă, eu știu că cei care mă știți, dacă nu mă știți, o să vă speriați. Sunt un pic mai umorist, așa, Dragoș știe bine chestia asta, da? De asta trebuie să vă gândiți dacă partenerul stă și este extrem de pasiv, înseamnă două probleme. Unu, yin în exces sau yang în deficit. Și doi, deficit al energiei ficatului. Ca truc, dacă vreți ca partenerul să nu mai stea așa, vă focalizați mental asupra ficatului și spui, Doamne, te rog, energizează-i ficatul. Ficatul. Bun, frumos, o să lăsesc terul la toată gamele. Băi, se zice că trebuie să zâmbește-mi. Am avut o dată un pacient, nu-i super tare. Vine la mine un puș de 20 de ani și zice, nu sunt oameni, nu are problemă. Sunt impotent. Și zice, da sentința, tu sunt impotent. Ok, zic, la vârsta ta, slab, drăguță, așa, zic, de unde știi? Știți, la erecție. Zic, dar ai avut vreodată? Zice, da, mereu, până când m-am văzut prima oară cu o fată. Zic, păi și ce s-a întâmplat? Zic, păi, eram la ea acasă, mi-am dat pantaloni jos și când mi-a văzut organ, a făcut așa. Știi? Apropo, nu trebuie să-i zâmbești organele. Dacă nu, există inchipă energia, da? Asta sigur e psihic. Dacă ești băiat și ești virgin și aia se uită strâng la puța ta, îi dai seama că e de venit la locul. Da, vă pot întreba asta. Să știți că, doamnelor, aveți un foarte mare rol în treaba asta. Pentru că, să știți că șansa să deveniți castratoare printr-un singur cuvânt e foarte mare. Pentru noi, că noi băieții suntem foarte sensibili. Foarte sensibili. Și mai ales când e vorba de ce avem noi mai bun, atunci suferim. Să zic că multe lucruri au probleme din cauza atitudinii doamnei vis-a-vis de sexualitate. Și după aia vine și spune, el e de vină, el nu poate, el nu e în stare, dar în realitate Doamna are niște probleme legate de propria sexualitate, de acceptarea sexualității. Sau are niște idei, dar adâncă rădăcinată cum o sexualitate este un păcat. Și asta inhibă inclusiv partener. Și acum, dacă e să fim sinceri, inhibiția asta se face numai verbal sau non-verbal. Orice comunicare între doi parteneri este și la nivel energetic. Și dacă acolo mintea ei sau lui, eu zic că se poate și invers. Mai puțin, dar se poate. Da? Există tot felul de preconcepții, pe alea le poți transmite și prin biocâmp. Înțelegi? Și atunci e posibil, gândiți-vă, dragi domni, s-a întâmplat vreodată ca cu anumite femei să nu puteți să performați la fel de bine? Sigur, și să fiți în condiții bune, optime de temperatură și presiune, știți, dar uneori poți să nu performezi foarte bine.
interacțiunea dintre bărbat și femeie este nu doar fizică, este și energetică. Atunci când biopunturile astea se intersectează, se intersectează și la nivel mental, și la nivel emoțional, până chiar la nivel cauzal. Pentru că dacă este să luăm o lege a lui Hermes Trismegistus, știi tu, nici măcar un fulger ne-ar pică unde nu trebuie. Dacă ajungi să faci sex cu o anumită persoană, nu ajungi degeaba să faci chestia aia. Știi? Și atunci trebuie să aveți un picuț grijă, să scăpați, să vă curățați mintea de astfel de preconcepții și garantez o viață sexuală minunată. Bun. Ce am... Acum, mă rog, fac terapie de destul timp și simt destul de bine oameni. Și să știți că cea, una dintre cele mai mari probleme ale oamenilor apropo de viața asta este capacitatea de a primi și de a iubire. Să știți că am descoperit parametrul ăsta de vreo lună, două. Și am început să măsor pacienților care vin la mine. Oamenii nu au capacitatea de a primi și de a iubire. Și această capacitate... O iei pe structuri? Pe structuri. Și nu au această capacitate pe toate structurile. Deci nu acceptă fizic atingerea, nu acceptă să atingă fizic, nu acceptă sufletește iubirea, nu acceptă mental iubirea. Și când mă refer la iubire, mă refer numai la iubirea aia, am văzut o floare. Mă refer la tot ce înseamnă iubirea între un bărbat și o femeie. Sau mă rog, acum știți cum e. Cu iubirea importantă, nu are importanță sexul. Și atunci... Păi și ce nu e așa? Păi așa e. O să vorbim. Chiar o să discutăm despre homosexualitate, pentru că întâmplarea face că, pe când eram medic, am primit o declarație de dragoste. Și când am primit declarația de dragoste, am fost șocat. Și am fost șocat pentru că declarația lui era un bărbat. Nu mai am sens. Și atunci m-am dus la colegii mei și am zis, băi, mi se pare că sunt cumva altfel. Nu. Mi se pare că sunt ciudat. Nu. Băi, am primit o declarație de dragoste de la un bărbat. Am dat odată de înțeles că nu. Mă rog. Și ți apare problema asta. Păi, dar oare ce? M-am dus, evident, la biserică. M-am dus la biserică și spune, dai că acolo. Părinte, uite ce mi s-a întâmplat. Și ăsta spune, ai grijă. Asta e un soi de demon. Grav. M-a speriat și mai rău. Mă rog. Și am plecat. Și eu sunt de la... Măi, dacă nu înțelegi un lucru, măcar analizează. Vedem după aia ce se întâmplă. Și m-am apucat să studiez problema asta. Ai reținut pe uitarea filmului? Deloc. Deloc. Singurul film la care m-am uitat a fost absolut întâmplător. Eram la o... Făceam un curs la Oradea. Eram într-un hotel de ăsta internațional. Și eu sunt fan motorsport. Și am dat pe un... am dat pe un program din ăsta de circuit francez. Și am uitat seara la film, la mașinuțe. Și am adormit. Cu telefonul deschis, el cu ăsta, cu televizorul deschis. Când m-am trezit? Băieți. Și vreau să vă spun că, bine, prima a fost să închid. Dar după am zis, bă, dacă m-am trezit, înseamnă că m-am trezit în cel cursul, dacă m-am trezit în cel cursul, înseamnă că trebuie să mă uit. Dacă trebuie să mă uit, hai să mă uit. Dom'le, și m-am uitat. E primul și ultimul film. Și concluzia a fost... Dar l-ai văzut la cap? Nu. Dar tot ce pot să vă spun este că tehnicile sunt absolut asemănătoare. Deci și la și la. Deci nu există nicio diferență. Bun. Și atunci am încercat să văd. Plus că am avut elevi homosexuali. Și unul dintre ei, drăguțul, a venit, era un tip mai în vârstă, și mi-a venit la cabinet și zice, domnule doctor, știți, eu vă vând cărțile în fața la tribunal. Și m-am citit cărțile și am vrut să fac și eu. Și zic, da, bineînțeles, nu am ce vreau. Dar zice, știți, trebuie să vă spun ceva. Eu sunt gay. Și eu zic, foarte bine, eu nu. chestia a continuat de la început, s-a mers cu mine, a devenit maestru, mă rog, asta s-a întâmplat acum câțiva ani, și m-am luat, am aflat că avea Sila și a venit iubitul lui la mine și mi-a zis că vrea să mă audă. Și eu am zis, dăm telefonul, zic unde ești, la Victor Babiș. Perfect, hai cu mine.
M-am dus frumos, m-am binecuvântat și apoi ne-am. Evident că a fost foarte drăguț să meargă Abishanu pe secție la gay, la gay, dar pentru mine nu mai are importanță treaba asta. Chiar... Mai țin minte regresia aia pe care am avut-o eu de mult, cu tipul ăla care era gay și l-am regresat noi și în ultima viață era femeie și a murit brusc și s-a reîntrupat prea repede și nu știa de ce e gay? Da. Ce aș deci, se întâmplă următorul fenomen. Există spiritele care vin la întrupare mai repede decât se sting amintirile. Și atunci, rămân programele de femeie sau de bărbat. Inevitabil, la trecerea între bărbat și femeie, rămân asemenea programe. De asta există persoane care sunt gay. Nu e niciun fenomen de posesie. Foarte rar apare așa ceva și chiar nu, pentru că, vreau să vă spun ceva, tot ce ține de sexualitate nu are o componentă exterioară. Are o componentă interioară, de la nivel de sine. Și atunci poți să bagi și mama răului într-un om, el se va manifesta la fel din punct de vedere sexual și se va manifesta cel mult exacerbat, dar în niciun caz altfel, pentru că nu se poate. Aici aș vrea eu să fac o chestie, o paranteză, care nu are treabă cu sexul, dar am auzit luda asta de la foarte mulți oameni, expresii de genul Cutărescu m-a manipulat mentalul psi și m-a făcut să fac nu știu ce. M-a manipulat sexual. Și psi, și ai auzit-o și da. Nu se poate să te facă exterior. Și trebuie să vă uitați foarte bine ce atrageți în exterior. Pentru că tot ce atrageți în exterior sunt, de fapt, oglinzile voastre. Bărbații pe care le atrageți, femeile pe care le atrageți, oamenii pe care le atrageți în jurul vostru. Și atunci încercați să nu mai dați. Primul lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei să evoluezi din punct de vedere spiritual, este să nu mai dai vina pe alții. Nu sunt alții de vină pentru problemele tale. Niciodată. Tu ești în măsură să vezi de ce ți se întâmplă un lucru. Și dacă ți se întâmplă niște lucruri și sunt repetitive, problema este în tine. Programul din tine. Toată lumea tinde să dea la o parte ceea ce este în exterior. Pentru că ceilalți sunt de vină. Dar nimeni nu se gândește, stai un pic, dacă eu sunt atacat pe acest plan, înseamnă că programul negativ există deja în mine. Rana există în mine. Și atunci problema nu este să îndepărtez pe cei din jurul meu. Pentru că, știți cum e construit universul ăsta? Energia negativă se va manifesta relativ la tine din oricine din jur. Și atunci degeaba îndepărtez un om. Îl îndepărtez pe al doilea. Îl îndepărtez pe al treilea. Și aș rămâi singur. Pentru că, în realitate, tu fugi de problemele tale. Soluția nu este să fug de problema mea. Soluția este să o confrunt. Nu credeți că n-am făcut și noi treaba asta, că de aia suntem aici. Trebuie să și conștientizezi. Pentru că dacă vin și uite fețe care mai vin la mine și spun Doamne, nu găsesc, nu dau decât este exact același tip de bărbat. Ce problemă are Universul cu mine? Cine mi-a legat cu mine? Cu nimeni. Jumecheria este foarte simplă. În momentul când vedeți că este exact ce spune Dragoș, repetitivă. Și s-o dăm în sex acum, da? Partener. Fetele care găsesc mereu acela de s-a întâmplat la vreodată, că sunt același de imbecil. De mai multe ori. Da? Da. Ok? De ce? Pentru că înăuntru ceva din tine atrage chestia asta. Că eu oglindă, sunt de acord. Dar mai poate să fie și lecții. Lecții. Există rănii. Există rănii. Trebuie să fim deci chestii din interior. Iar cu vina ai zis foarte bine ce ai zis. Îmi place niciodată, nu doar legat de asta, niciodată nu este vina în exterior. Întotdeauna, orice se întâmplă, că te împiedici, e vina trotuarului, că te atacă cineva, e vina atacatorului. Nu, atacatorul te vine de la cineva. Logic, da. Atacatorul vine doar cu tehnica, cu tipul atracție. Okay. În altă idee, eu nici nu vreau acum să începeți să vă simțiți culpabili și să aveți sentimente. Nu e intenția mea să aveți sentimente de vinovăție. Departe de mine ideea este. Dar vreau să conștientizez faptul că ceea ce se întâmplă în exterior este ceea ce atrageți voi. Noi suntem aici pentru că voi aveți nevoie de asta. Nu știu dacă vă dați seama. Și atunci,
Dacă voi sunteți aici, trebuie să vă fie foarte clar că aveți ceva de rezolvat din punct de vedere da, sexual. Că noi e biunivoc pe treaba. Noi suntem aici pentru că ei au nevoie de noi și noi, și noi avem nevoie da, de noi. Evident. Deci este întotdeauna și în terapie este la fel. Dar, cum să zic eu, am conștientizat treaba asta încă din momentul în care mi s-a pus tema conferinței. Tu ai pus-o. N-am pus-o eu. Nu am pus-o eu. Cine a pus-o? Nu știu. Nu am foarte serios. Mi s-a spus, mi s-a comunicat tema conferinței. Povezi, sunt normal. Dacă... Ia verifică. Da. Bun. Și atunci, trebuie să vă uitați în jurul vostru și să vedeți problemele care sunt de multe ori. Și mai ales în cuplu. În cuplu, schimbarea, deci cum spun eu, se schimbă polaritatea. Adică, și asta mă refer la, și mai ales cuplurile nou înființate. Și anume, se produce polaritatea inversă, adică eu mă manifest prin femeia de lângă mine, și femeia de lângă mine se manifestă prin mine. Și ne vedem în oglindă. Dacă am capacitatea să înțeleg treaba asta, atunci o să văd că isteria ei e a mea și nepăsarea mea e a ei, sau invers. Și atunci trebuie să-mi văd exact care sunt eu. Pentru că vreau să vă spun ceva, eu ți-e de asta am luat și pe terapeut când am avut lucruri în față, că la un moment dat ai impresia că unul e bun și unul e rău, dar de fapt ei la nivel de sine sunt inversați. Sunt invers. Și se manifestă în oglindă. Și mi-a trebuit ceva timp. Că nu te învață nimeni. Da, asta ne se numește transfer și contra-transfer. Exact. Bun, n-am vrut să vă bag în felul. Ei, și atunci, mi-a trebuit ceva timp să înțeleg de ce se întâmplă treaba asta. Pentru că acest univers funcționează pe următorul principiu. Ce nu-mi place la el, este al meu. Să-mi dăm, mie îmi place toată. Eu am spus copilor, mie singurul bărbat în viața mea. Și eu în viața mea. Deci, păi mai am o frăție cu Georgescu. Mă înșel, vorbim după. Nu m-a să vedem. Deci, a stat cum a să vedem, a să vedem. Îmi vorbim de alte chestii. Deci, da, și chiar am zis și eu, dată o glumă care m-a întrebat ceva dacă sunt mason și am zis, da, am o masonerie făcută cu Georgescu, dar are doar doi membri, eu și cu el. Dar și ce se zice la masonologie perfectă, are nevoie de cât mai știi. 1, 7. 7, e, mai avem. Bun, revenim. Deci, există programele astea negative din noi. Important este să le descoperim. Cum le descoperim? Haideți să vă explic o chestie. De ziua mea primesc cele 50 de umbre ale lui Grey. Mi-e la nicio problemă. Zic, tot auzisem oameni, da, ați citit cele 50 de umbre, da, ați citit. Dar cine le citește? Păi și coafeza mea. Și acum o să o citesc, dacă nu se face. Sunt de la până dacă ăsta e trend, hai să vedem ce e trend. Și mă chinui și citesc ca. Și încep să întreb, băi, dar ce te-a atras pe tine? Păi n-ai înțeles. Nu. Întreb oameni. Sunt oameni care nu au rezonat deloc. Sunt oameni... Băi, zic, ce să mă dau? Și citesc ca. Și descoper că, de fapt, să știți că scoate, la cartea aia scoate la suprafață, probleme din umbra noastră. Pentru că fără să vrei acolo sunt două persoane. Aia se cheamă 50 shades, făcării. Da, scoate problemele. Și atunci, tu te, fără să vrei, te erigezi ori în domnul Grey, ori în Mrs. Motema pe doamnă. Și atunci, vrei, nu vrei, cum să spun eu, ești, îți dai seama de propriile tale probleme. Dar hai să reformulăm. Hai să nu zicem probleme. Hai să zicem că toți avem fantasme și fantezii. Fantasme. Da? Pentru că dacă le punem ștampila de probleme, s-ar putea să creăm nevroze. Deci, câți de aici aveți fantezii? Bă, Rasus, cu încredere. Cam puțin mai aveți. Okay. Restul mi le-ați îndeplinit pe toate. Și voi, că atragi ceea ce vrei, da? E, nu este anormal să ai fantasme și fantezii. E de la dracu. E de la dracu, da? Da? Nu e anormal. Da, șmecheria e de ce am mers 50 Shades of Grey. Pentru că lumea nu își împlinește fantasmele și fanteziile și uneori vrea să și le trăiască pentru o amărâtă de carte sau film, care dragă mea nu am fost, dar am înțeles că abia la sfârșit se întâmplă ceva like, așa?
Da? Și sunt micile noastre frustrări care mai ies, atracția, subpersonalitățile fantasmatice pe care le avem, toate chestiile astea. Dar șmecheria e așa, mie îmi pare bine că a apărut filmul și cartea asta. Și mie. Deci chiar îmi pare bine. De ce? Pentru că sunt foarte multe lucruri care sunt la nivel inconștient, pe care evident nu le știi. Și vreau să vă spun ceva. În fiecare bărbat există și în fiecare femeie există o parte sadică și o parte masochistă. Și vreau să vă spun ceva. Până nu înțelegi treaba asta, n-ai cum să treci mai departe. N-ai cum să te cunoști. Iar cunoașterea de sine presupune inclusiv cum spune, manifestarea ta în cea mai adâncă umbră. Vreau să vă spun ceva. Un părinte acum mai mult de terapie se referă mai puțin la tratarea luminii din noi și nici măcar la tratarea sinelui, cât la tratarea umbrei. Pe care aia trebuie să fie fel 1. Pentru că umbra e creatarea de probleme faților. Umbra este cea care ne dă adevărata valoare. Și anume, în ortodoxie, în întuneric, umbra lui Dumnezeu e frumoasă. Umbra Maicii e frumoasă. Umbra lui Hristos e frumoasă. A restul populației mai puțin. Și cu adevărat cum ești tu, în realitate, nu poți să-ți dai seama decât în umbră. Și există un moment în evoluția fiecăruia când o să fiți lăsați voi cu umbra voastră. Și atunci vă veți vedea cu adevărat cum sunt. Ceea ce nu trebuie să vă sperie. Nu trebuie să vă sperie. Face parte. Deci cine a văzut Războiul Stelelor când se întâlnește lucru cu... în peșteră, aia era umbra lui. Deci automat ne întâlnim cu umbra noastră. Dar partea frumoasă este că de-abia atunci îți dai seama cum ești tu în realitate. În Reiki se face întâlnirea cu... La camera, la meditația cu umbra, care e în acelor. Meditația cu umbra. Și atunci... Da, dar știi care mai e problema? Știi cum își dau fetele cu fond de ten? Toată lumea își dă cu un fond de ten astral, din ăsta se cheamă măști. Da? Măști multe, multe, multe și la un moment dat ajung atât de multe, pentru că noi fugim de multe ori de întâlnirea asta cu umbra. Pentru că e practic întâlnirea cu tot ce e și de cel mai urât din noi. E întâlnirea cu tine însuți, cu adevărata ta esență. Și timp să spui măști de Maica Filofteia, de Marele Binevoitor, de nu știu ce, în loc să accepți că înăuntru, practic e un echilibru. Și să știi că aici timp ușor nu se te contrazic, ci să dau umbra ca umbra, dar șmecheria e echilibru. Absolut. Da. Este toată armonia dintre lumină și umbră. Pentru că la un moment dat, unirea asta presupune și unirea luminii cu umbra, presupune și unirea conștientului cu sufletul, cu sinele, presupune și unirea inimii de sus și de jos, presupune și unirea principiului feminin divin din noi și principiului masculin divin din noi cu principiile inferioare. Deci, abia atunci un om devine un tot. Asta e destul de... Cum poți să crești spiritual prin sex? Întrebarea 2. O secundă. Corect. Haideți să vă spun ceva. Problema cea mai mare a noastră este următoarea. Știți, după ce a plecat Nivolarul, evident că s-au răspândit cei care erau la Mița. Și au ajuns și la mine. Eu măsuram, evident. Dom'le, și am găsit niște practicanți de tantra de 10-15 ani, niște valori mai bune decât călugări. Voi zic, ce se întâmplă? Problema este a noastră, să știți, nu a lor. Problema este că în ortodoxie, știi, ești căsătorit, poți să o faci. În yoga, la yogi, este cu totul alta educație. Educația este simt în suflet să fac, nu simt, nu fac. Este cu totul altceva. Să înseamnă că noi creștini, sub pretextul căsătoriei, care, știți, a fost greșit înțeleasă căsătoria, nu e căsătoria de bine, ci modul cum a fost percepută. Da? Căsătoria, inițial, era necuvântarea lui Dumnezeu asupra unei iubiri. Deci exista iubirea și Dumnezeu trimitea Duhul care binecuvânta familia respectivă. La noi s-a dus treaba asta și a rămas căsătoria ca conveniențe sociale, hai să o facem că ne vesteam o taică cu papă, ne ducem în ea, etc., etc., etc. Și atunci, iubirea ce însemna? Faptul că se deschide sufletul.
Evident, binecuvântarea iubirii presupunea că oamenii ei fac dragoste și când se iubesc. Dom'le, dacă iau, și credeți-mă că am o statistică destul de mare apropo de cuplu, câți fac dragoste cu un simplu adevărat în suflet, dintre ortodoxi, nu cred că sunt 5%. Și aici apare problema relativă de divinitate și apare problema, de fapt, spirituală a, sexual, a sexului. Pentru că neimplicarea chakra inimii și a sufletului în actul sexual transformă într-un act. Știi că în pozițiile tantrice, de exemplu în budism, Samanta Bhadra, știi, există poziția aia face-to-face, da, în care chakrele sunt corespondent una fața celelalte. Și partenerii sunt învățați când unul expiră, celălalt se inspire și tot așa. Și se creează o uniune mistică care face ca din cuplu ăla care face sex, da, dacă vreți să-l numim așa, să se manifeste divinitate. Absolut. Ia învață, nu mai stai la biserică și învață. Știi, problema e, am avut odată un gând. Și, într-adevăr, trec peste multe lucruri care sunt interesante. Și vreau să vă spun că eu m-am dus acum, că, apropo de Părintele Arsenie Buca, măi, toate integre și toate alea le-am. Și la un moment dat, întreb pe Părintele Arsenie, nu știu ce fac cel cu tot ce descoperim. Și mi se spune așa, zice, aștept să spun, o să fie cineva pregătit să înțeleagă. Asta e. Deci, ideea este ca un act sexual să te se transformă în iubire și să aibă componentă spirituală, presupune intervenția sufletului și a chakrei inimii. De ce? Pentru că sufletul este partea de Dumnezeu din noi. Fiind partea de Dumnezeu din noi, dacă nu există și aici, nu sunt de acord cu Doamne care cedează. Cum cedează? Adică, știți, fac dragoste pentru că, mă rog, sunt soții, chiar dacă ele nu sunt nimic. Nu sunt de acord. Unul, pentru că în asemenea act, în primul rând, vă scade stima de sine. Știu. Dar există norma socială a interesului și știi bine cât se manifestă. Deci, aici vorbim de act sexual, din punct de vedere spiritual, în formă de voce spirituală. Nu vorbim de sex plătit, nu vorbim de căsătorit de, cum se cheamă, de conveniență, nu vorbim de dacă Doamna ne face din amor, nu de asta zic, dar dacă Doamna e căsătorită, din dragoste, și totuși îmi face sex, nu simte chestia, nu crezi că poate definiția dragostei sau iubirii poate să fie diferită la diverse doamne? Nu. Nu cred. Pentru că dacă... Eu nu vorbesc de definiția universală și de implicarea sufletului și a inimii. Aia e definiția universală. Dar nu toate doamnele și nici toți domnii nu înțeleg același lucru la fel. Corect. Și atunci se blochează singure de multe ori. Și atunci nici eu nu-s de acord, la fel ca și tine. Ce fac ca să rezolv? Ideea este că, știi, din perspectiva asta, unul dintre cele mai importante lucruri este iubirea de sine. Apropo de viața asta. Și anume, dacă nu te iubești pe tine, se simte. Și dacă nu te iubești pe tine, nu poți să atragi un lucru care să fie pozitiv din perspectiva asta. Și atunci, când nu te iubești pe tine, ai tendința să faci chiar dacă nu simți. Pe când, în momentul în care te iubești pe tine, nu o să poți să faci niciodată dacă nu simți. Iar mă. Pentru că nu poți. Și aici, uite cum e legat sexul de iubire. Iubire de schimbat de sine. Iubirea de sine. Okay. Deci n-am cum. Și aici intervine. Deci cea mai mare problemă este intervenția sufletului și a chakrei inimii. Dacă mă întrebați pe mine, tot ce înseamnă un lucru făcut fără intervenția sufletului și a chakrei inimii este un act fără Dumnezeu. Și automat vă afectează în perspectivă. De ce? Pentru că un act făcut fără Dumnezeu este un act în afară voinței divine. Și atunci orice act care este în afară voinței divine, indiferent că e consensual sau așa, se face cu pierdere de suflet. Aici pot să adaug eu ceva, dacă îmi permiți. Ideea așa, în afara lui Dumnezeu nu există nimic. Nu, în afara... Înăuntru, exact, așa, da. În afara iubirii. Nemanifestând iubirea divină, aș putea zice, ok. Iar asta cu consensualul, există și consensual fără manifestarea iubirii divine.
De multe ori, din păcate. Mă referam la consensual, sufletesc. A, sufletesc, da. Dar cât sunt conștienți de asta? Păi, ne facem conferința asta tot mai în ideea de a conștientiza treaba asta. Absolut. Deci asta era... Pentru că noi suntem și noi. Nu nu suntem jumecheni, pur și simplu am ajuns la o vârstă la care putem să facem diferența. Adică mă face și pătrâna. Nu, o la o experiență. Așa, așa accept. La o experiență la care putem să facem diferența între un act pur, eu știu, sportiv și unul care presupune și implicarea emoțională. Și facem diferența de calitate. O de calitate. E ca la piane, trăța bani, e piane. Da. Bun, mai departe. Deci e vorba de implicare, vreau să spun că, apropo de tot ce înseamnă viața în doi, se pune problema implicării tuturor structurilor în om. Adică și conștiința, și sufletul, și sine, și evident și altul tipul de energie. Pentru că dacă nu sunt astea, e ca și cum ceva îți lipsește, știți? E bună mâncarea, dar lipsește soarea. Lipsește ceva. Abia atunci ai despre ceva mai în ordine. Înțelegeți? Și atunci, în evoluția voastră, apropo de spiritualitate, sunt pașii ăștia. Unu, conștientizarea sexului ca făcând parte din mine. Nu e ceva exterior. Știți că eu m-am mult, dar nu știu dacă am întâlnit expresia în Moldova acum. E dat-o pe dânsa? Vă dați seama ce departe e? Nu știu câți metri, cred că e din treia descoperiți cu 4 metri. Adică, în momentul în care tu ai, cum să spun eu, acțiunea asta vis-a-vis de relativ la corpul tău, la organele tale sexuale, ce poți să începe din ziua? Vă dați seama ce, ce schisme între conștiință și sexualitate, între minte și trup, între minte și organ, propriu-zis. Înțelegeți? Și atunci, prima pas este conștientizez că sexualitatea face parte de mine. S-o accept. După aia, este acceptarea faptului că sufletul face parte din actul fizic. Și ca să vă fie foarte clar că asta știu că dacă dau exemplu ăsta, nu s-a uitat niciodată. Doamne, știți care e pericolul sufletului? Prin ce circulă sufletul în organism? Prin sânge. Da? Sperma, te rog frumos. Lasă, nu vreau chiar atât de adică. E principiul hermetic. Dacă așa, partea de suflet, sânge și sperma. Bun. Și atunci vreau să vă spun că bărbații au mai mult suflet în anumite zone decât în cap. Și atunci asta îmi atestă faptul că suflet există peste tot. Și atunci, nu putem să le despărțim suflet de sexualitate. Deci că suflet nu există un filtru pentru suflet când ajunge într-o anumită zonă. De ce tot? Da? Vrem, nu vrem, așa suntem. Și la fel suntem și la mamă. Da? Și știți că stăteam și mă gândeam din punct de vedere spiritual. Știți care este diferența între un bărbat și femeie? Din punct de vedere organic, doamnele au un penis mai mic. Și două testicule interioare de acolo. Deși unele doamne au un penis cu mult mai mare decât bărbații. Da? Decât, nu, cel puțin spiritual. Și fizic am observat. Și mai mult decât, nu din ce bărbați. Și atunci, asta să știți că este o diferență strict. Și dacă vreți să vă spun ceva, la nivelul astrală, chestia asta, cu dimensiunea, e dată de Dumnezeu. Și există un moment în care se stabilește cum și ce va deveni copilul respectiv în viața intrauterală. Și în momentul respectiv, fie se, să spun eu, se dezvoltă organele genitale masculine, fie se dezvoltă organele genitale feminine. Dar, să știți că la plecare, toți sunt la fel. Da. Ideea așa aș putea doar sunt două momente, nu doar unul. Unul e momentul genetic și doi diferențiarea embriologică.
Corect. Și există și anomalii, de exemplu, hermafroditism, care, să știi, din punctul meu de vedere, dacă vrei să o iei spiritual, e natura adevărată a lucrurilor. Da? Androginia, hermafroditismul, da, e adevărata natura lucrurilor. Bun, numai că pe planeta asta s-a hotărât să existe diferențierea asta sexuală. Da? Nu să existe hermafroditism. Da? Mă rog, asta e o altă varietate de oameni. Bun. Și există conștiința. Vreau să spun că orice înțelegeți corect relativ la suflet, relativ la sex, vă unește. Orice înțelegeți corect relativ, deci nu ce spun eu. Eu nu am spus, n-am spus niciodată să mă creadă cineva. Eu sunt zice, domnule, eu spun. Asta cred eu. Până la urmă, ceea ce vă definește pe voi ca spirite, este ceea ce înțelegeți voi. Și fiecare de asta are în dotare un cap ca să treacă prin filtrul propriu, ceea ce enunță alții. Și atunci, tot ce înțelegeți voi relativ la sexualitate, în raport cu Biserica, Dumnezeu, vă definește ca spirite și vă unește. Trebuie să înțelegem un lucru. Că vrem, nu vrem, suntem imperfecți. Că de asta suntem pe un pământ, da? Bun. Orice lucru pe care îl înțeleg, îmi adaugă la sfera inițială. Și devin din ce în ce mai complet. Nu suntem compleți. Ne completăm pe parcurs cu fiecare informație, cu fiecare lucru pe care îl înțelegem și integral. Știți că mă uitam de curiozitate, m-am apucat și într-o zi, m-am apucat asta, să văd cât a integrat, de exemplu, biserica sexualitatea. Și? Și din zis, nu? Nu am zis, că știam. Dar după aia am luat școli spirituale. Sunt. Acolo pot să fiu uimit. Măsoară școlile tantrice. Școlile tantrice, dar eu vorbeam de școlile românești. Hai. Deci, vorbeam de școlile românești. De ce e important? Pentru că nimeni nu poate să zică nimic dacă eu într-o zi fac afirmația. Suntem o nație de frustrare sexuală. Deci, maestru de București, pe care îl cunoști, da? Spune într-un curs, vine la mine o doamnă și spune: nu e bine să fac sex, pentru că în timp ce fac sex, îngerii se adună în jurul meu și a soțului meu și plâng de supărare că pângărimul, patul și așternutul și energia. Deci îți dai seama că m-am finit să-i scot programul în cap. Și aia vine de la un frustrat sexual până la urmă, pentru că ăla probabil nu face prea mult în ce trebuie și atunci le bagă tuturor. Și când am zis, mai venit încă una și încă una și încă una și încă una și încă una, e grav, pentru că ideea în următor, ce a zis dragă și perfectorii, voi trebuie să ne credeți pe noi. Trebuie să cercetați, să mai citiți și să vedeți. Dar când apare o influență, da, care a scris cărți și te duci la el, că ai o problemă, și el îți spune, mai tu, fată, păi tu îți dai seama cum faci, ce faci acolo plâng îngerii și îți mulți femeie de alții, suferință și te duci, e toată traumatizată de acolo. Știi? Și e foarte grav, pentru că o să auziți și trebuie să fiți pregătiți pentru asta. Și cred că și pe o să fie de acord ce zic. Veți auzi și păreri contrare cu ceea ce auziți aici. Nu înseamnă că noi sau alții au dreptate. Înseamnă că e bine să cercetați. Și să vedeți aia cu plânsetul îngerilor. Și problema e că îngerii nu au aparat lacrimal. Pentru că nu au structură fizică. Da? Deci, iată, nu se poate. Și mai are problema acolo de sexualitate în îngerul față de care eu am un mare semn de la... Bun, revenim. Îți fac îngerii sau îngerițele? Nu cred că e o binecuvântare să te atingi în îngeri cu aripă. Ai văzut. Deci eu n-am fi nu. Și acolo contează mărimea. Bun. Apropo de... de iubire. Iubirea n-am spus. Și vorbeam despre capacitatea de a primi și de a iubire pe structuri. Noi nu știm să mânghiem. Nu știm să fim mânghiați. Și atunci vreau să vă spun ceva. Sunt oameni pe care ai primit, tu du-te la școală de masaj. De ce? Să înveți să mânghiem. Tu du-te la școală de masaj. Și am primit bărbați. În momentul în care vine un bărbat și îmi spune, păi știți, m-a părăsit prima nevastă, m-a părăsit și a doua. Păi chiar nu te gândești să m-am lăsat supărat unul. Bine, ne-am făcut și pe net. Dar o să fie foarte frumos și să vă spun ce s-a întâmplat. Dar mi-a venit cu chisul și îi spunea. Și l-a părăsit nevasta. Bun.
Și eu sunt tip foarte calm. Numai cei care fac terapie își dau seama cât de calm sunt eu, pentru că eu mă enervez mult mai greu decât toți pe care i-am crescut. Și vine unul la mine și îmi spune. Hai tu că ești bunic, da. Și vine și îmi spune că la persoana. Și am zis, doi, știți, soția dumneavoastră are valoare mai mică și este mai sexuală, ar avea nevoie de altceva. N-am înțeles. Doamne, dar cum fac soția, doamne, nu înțelegi că bărbatul care e cu ea îi oferă mai mult să simtă mai bine? N-am înțeles. Dar după ce am zis-o pe aia, băi, tu înțelegi că ea avea nevoie de așa, 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 a fost oribilat. Dar asta e realitatea, pentru că la un moment dat poți să te conectezi la o persoană să-ți dai seama oricam ce-și dorește persoana respectivă. Și a fost oribilat, pentru că el nu putea să conceapă că soția lui, mama copilului lui, își poate dori, poate avea o asemenea fantezie sexuală. Cum să vă zic eu, nu mai judecați așa. Sunt oameni și oameni. Oamenii cu valori mari, lumină interioară mare, întotdeauna vor avea probleme legate de sexualitate. Toți cei care au practicat în timp să zicem întotdeauna. Întotdeauna, 99%. Vă spun eu. Până când vor învăța. Păi bine, doamnă. Ai văzut? Păi da. Până la un punct. Până la un punct, corect. Dar când vin la tine, vin tocmai pentru că au problemele. Și trebuie să te explici. Absolut. Și trebuie să te explic. Băi, tu ai în viața asta de înțeles sexualitatea, cuplul, relaționarea, femeia. Să iubești, să iubești corpul ca femeie, să iubești corpul ca bărbat. Am trăit și bărbați femei din corp de... Da, avem cazul românești. Ei, și am trebuit să le explic ce trebuie să fac. Că trebuie să fii young. Se pare că eu sunt in. Ce zice voi? Faci sport, faci aia, faci aia, faci aia, de bine. Bun. Asta ține de educația personală. Nimeni nu vă poate educa pe voi. Sunteți aici pentru că apreciați educația. De asta ați venit. Și asta trebuie să-ți vezi. Că să știți că până la urmă evoluția mea înseamnă mânca cu mine. Și mânca cu mine presupune să studiez toate ideile. Nu să mă opresc, stai un pic, asta e tabu. Stai un pic, asta nu se poate. Stai un pic. Știți câte prostii? Exact ce a pățit Oșo, ați zis el, da? Când a scos, ați făcut prelegeri despre sex. Și la toate prelegerile lui, am zis că ea full. Deci sărbinarea, bine, sunt mii de oameni, mii de oameni. Și la un moment dat a anunță tipul prelegeri despre sex. Au venit 30 de oameni. Și ăsta a rămas așa și a întrebat la altă prelegeri pe ceilalți de ce n-a să venit. Păi cum nu mai este să venim că vorbim despre sex, să lăsăm capul în jos? Deci ca să vezi, da, există chestia asta. Și am văzut în stare în joc teoria. Da? Îi spui de fuță, au lăsat jumate capul în jos. Serios. De ce? Pentru că este o inacceptare a faptului că există și chestia aia în univers. Știați chestia asta? Da? Dacă vă duceți, există parametrul bun simț în radiestezie. Și bunul simț se măsoară diferenția pe unde ești. Pentru că sunt norme diferite. Că dacă tu te duci în nu știu ce trip din Africa, unde ea merg doar cu o frunză în față, și tu te duci dacă nașești... Bunul simț e să ai frunză. Să ai frunza, nu să ai costumul. Dacă n-ai frunză... Înțelegeți? N-ai toate chestia. Și noi ne adaptăm la ideea asta și există acel bun simț al structurilor exterioare și bunul simț cauzal. Și în momentul când văd și culmea și bărbați și femei, că vorbești de o chestie, eu nu mai deschis, mai glumesc și lasă capul în jos și nu vezi că se înroșesc. Come on, people! Acum vreau să vedem și să nu uit ideea, că suntem în perioada Paștilor. Oricât aș fi eu să încerc să fiu foarte deschis la minte, nu pot să zic că aș fi chiar, cum să zic eu, confortabil cu ideea de a face sex în noaptea de ieri. De asta pentru că suntem creștini. Trebuie să înțelegeți un lucru. Noi trăim în legea asta. Pe noi ne interesează legea asta. În rest, ceilalți oameni n-au decât să facă ce vor, nu o să intervine nimeni dacă au pus sex în noaptea de Paști sau nu. Și atunci, raportat la credința noastră, că am primit întrebarea asta, e dacă e păcat să nu se faci sex în postul Paștelui. Doamne, voi trebuie să înțelegeți un lucru. Abstinența sexuală este o opțiune personală. Nu poate fi ridicată la rang de lege.
Și șmecheria e că dacă practici abstinența și nu știi ce să faci cu energia aia care s-a acumulează, ai pus-o. Exact. Adică te duci direct în spital. Pentru că îți activează toate defectele. Care se descrie la pauză. Energie sexuală. Care se descrie la pauză. Dar dacă am înțeles și cum îmi pare. Nu. Deci asta n-am prescris-o ca doctor, dar ca doctor din văd și de astea am prescris. Și mai e un doctor acum care a prescris după mine, la 10 ani după mine. Serios? Serios, deci nu sunt singurul rămas la da, se poate prescrie sex. Acum, apropo de sexualitate. Studiind sexualitate, am observat un pic. Știți că a nu face sex este o pedeapsă? Cine nu face? Acces să faci sex. Nu, a vrea să faci să nu poți. Exact, nu din opțiune personală. Nu din opțiune personală. Pacienții psihiatrici nu fac sex. Cei care sunt la pușcărie nu fac sex. Astea sunt două cazuri de oameni care sunt, în realitate, să știți că, pedepsiți. Să știți că abstinența forțată sexuală este o formă de pedeapsă. Uitați-vă la noi. Când te duci la pușcărie, ce se aduce și doamnele? Nu. N-are importanță. Și se rezolvă între ei. Alege rău cel mai mic. Adică, nu se pune problema așa, se pune problema că până și noi considerăm că cel care a greșit n-are voie să facă sex. Hai că a fost cu minte. Îi aduce nevasta odată la 3 luni. Corect? Dar până și pentru noi, lipsa actului sexual este o formă de pedeapsă. Și atunci există un dar al iubirii în plan fizic, pe care eu, cu liber arbitru, dacă devin călugăr, pot să îl refuz. Am voie. Am voie să zic nu. Domnule, eu aleg să fiu casă. Ok, perfect. Dar să nu înseamnă că trebuie să te bagi toți în cap, că trebuie să fie așa. E o alegere personală. Tu ai ales să faci sex. Tu ai ales să faci tantra continentă. El a ales să facă din copii. Este o opțiune personală și niciuna nu e greșită. Niciuna nu e greșită. Fiecare are calea lui spirituală. Pentru că să fim serioși. L-avem pe Solomon. Păi Solomon n-a fost călugăr. Dar știi ce făcea Solomon apropo de sex? Ce făcea? Nu știi istoria? Deci Solomon, când se simțea el așa în putere, toate femeile și alegea cele mai frumoase femei din zona de acolo și le punea să stea dezbrăcate pe marginea Domnului. Și el trecea cu căruța, mă rog, căruța, cu care aș vedea aș așa, dezbrăcat, în deplina lui manifestarea energiei virilității și trecea pe la fiecare. Și la sfârșit termina. Și spunea, acum sunteți binecuvântate toate. În fine, asta făcea sunt atestat scripti chestia și șmecheria e așa. A greșit sau nu a greșit? Bine că n-a greșit. Până la urmă, haideți să spun ceva. Ceea ce a făcut el, i-a fost un părinte de Dumnezeu. Da? A făcut treaba asta după. Asta înainte să vină bine, după 72 de ani. Deci, până la urmă, a avut acest drept. Eu cred că există o... există un program sau dat de sus, apropo și de asta. De numărul de? Nu de numărul de. Sigur există. Îți spun-o. Să mă soară. Da? Ia să vezi. Ce are? Nu mă soară. Nu mă aminte, de asta mă aminte. Deci, ideea este, poți poate să fie, e un program, e clar că e un dat din mine. E clar că eu nu cred în întâmplări. Și v-ați gândit vreodată câte eu știu, necunoscute ecuații sunt matematica, doi oameni să se întâlnească? Nu există întâmplare. E o lege doar a universului. Nici un fluc de neamă, sau de neamă. Și atunci, dacă ai sau nu ai, există un motiv. Există persoane, și aici vreau să spun, există persoane care se află într-o perioadă de abstinență sexuală fortuită. Pur și simplu, Dumnezeu, n-a apărut nimeni niciun an de zi. Să știți că este îngăduită de Dumnezeu. Sunt persoane care nu vor să facă, sau sunt persoane care pur și simplu le închide Dumnezeu ușile. Și nu se întâmplă nimic. Bun. De ce? Pentru că este o perioadă de acumulare a energiei sexuale.
Acum ai energie sexuală de ce la trezirea Kundalini și la ascensiunea șarpelui Kundalini. Și mai e o problemă. Pentru că devoluția șarpelui Kundalini este această trezire spirituală care e dată de un șoc, de Dumnezeu, eu știu, de ceva. Există ascensiunea lui care se datorează karmei care se datorează energiei sexuale care se acumulează. După aia există transformarea lui. Și de-abia după aia urmează ascensiunea și... Da, dar atenție, nu-i suficient doar să nu faci sex un an și ți iei să urte Kundalini. Nu, există oameni. Există oameni care campană cu știi, da, știi bine că apare acel moment, apexul ăla de șoc. Apare lovitura, apare bine. Fără bucul ăla, nu prea. Să știți că asta depinde foarte mult de valorile interioare a unui om. Și vă spun și de ce. Pentru că la trecerea așa de Kundalini din port, dacă el are valori bune, el trece prin port ușor. Foarte ușor și fără nicio mic. Sunt oameni care îmi vin pe dublima dată la cabinet, la care așa de Kundalini e. Dar știi de ce? Pentru că au trecut karmic. Au fost... Aici e o confuzie legată de karma și dharma. Dharma nu înseamnă neapărat că ai fost bun. Karma de ce e o greșeală și trebuie că folosește virtuoasă. Karma bună. Că există. Karma înseamnă a face, în sanscrit. Și poți să faci chestii bune sau rău. E un termen pe care folosim ca să... Ai fost șmecher în altă viață, ai venit aici, este mult mai ușor. Da? Și într-adevăr, atunci așa se întâmplă. Ai un fond în bancă. Exact. Fondul ăsta te ajută, da? Transformarea Kundalini. Toate se fac mult mai ușor în momentul în care ai o mână interioară mai bună. De asta bate moneda, apropo de aurul spiritual și de modul de obține aurul spiritual. Pentru că toate astea ajută și la ascensionarea, și la transformarea Kundalini, și la înțelegerea lucrurilor. Pentru că absolut orice, chiar și în lumea spirituală, se bazează pe aur spiritual. Până și informat. Bun. Ce mai vreau să spun? Nu știu. Întrebări. Înțeleg că noi trebuie să ne luăm lecții în legătură cu toate aspectele vieții noastre. Dar de ce, din punct de vedere sexual, există persoane care au mulți parteneri și persoane care nu au niciun? Din cauza asta. Să știți că nu înseamnă că dacă ai mulți parteneri e o binecuvântare. Nu înseamnă că dacă ai puțin parteneri e un blestem. Pentru fiecare Dumnezeu alege calea pe care îi trebuie lui pe calea spirituală. Pentru că dacă știți principiul fiarei, am studiat sporturile de contact. Și printre altele lucruri pe care vreau să le știu acum de sporturile de contact, este ce se întâmplă cu un sportiv. Dacă bea cafea, dacă fumează, dacă, inclusiv dacă face sex. Vreau să știți că sexul și vreau să spun că am regăsit fraza asta, că după aia am revăzut filmele cu arte marțiale și cu inclusiv Rocky, da? Și la un moment dat, Rocky, în Rocky, îi spune nevastă, nu facem sens că îi moaie picioarele. Și este un adevăr. Da, e pentru că energia, energia asta sexuală este și cea care îți da agresivitatea și puterea. Vine prin picioare. Asta e interesant. Și atunci, când nu mai ai picioarele cu serios sau lucrătorilor de arte marțiale sexuale. Ați înțeles? Bun. Și atunci, există momente de în care e bine să fie abținut, există momente în care trebuie, e bine să faci asta. În funcție de ce e dat fiecare. Pentru că, vreau să spun ceva, dacă ești într-un cuplu, ești căsătorit, nu poți să spui nu. Pentru că prin căsătorie, automat apare, știu că sună ciudat, dar apare, știi că e chestia cu bărbatoare de păstoră. Teoretic o știu, dar văd și doamnele cu butanul așa, că ai grijă ce spui tu. Asta este un adevăr. Asta este un adevăr. Nu l-am zis eu. Și atunci, vrei, nu vrei, vorbim din perspectiva care să zicem că vrei să fii abstinent. Vrei, nu vrei, depinde de ce ai luat. Da. Atâta timp aici ai pășit de dreptate. Bunii nu se ierisam. Te-ai căsătorit. Căsătoria implică și partea asta. Dacă vieții se măzare că un an vrei sex și ai pretenția ca partenerul să te aștepte un an de zile, până și în Ortodoxie, să știți că orice abstinență se face cu binecuvântare. Că s-a întâmplat, la mestrie la cernica pe faza asta, Institutul hotărăște să fie abstinent pe perioada unui post. Și după post, ea însărcinată. Și să duc la dohoși. Cum? Că noi am decis să nu facem dragoste în timpul
Să. Și ăsta e de ce s-a întâmplat? Iacă nu, că nu, că a fost cu minte, da? Cine zis? Scandal până se naște copilul. Noroc că copilul se mâna perfect cu taică-sul. Ce se întâmplă? Există posibilitatea ca în timpul somnului să se producă actul în sine fără că aia să fie conștient. În momentul în care se face treaba asta. Și s-a întâmplat. Da. Sau era vecină. Până la care se face genetică. Până nu faci testul, nu? Da, am zis și eu că a scris doar în timpul actului sexual. Deci contează nu cantitatea de sex, contează calitatea. Cunosc cupluri care sunt cât se poate de fidele și care se iubesc și după 30 de ani, 35 de ani, se iubesc la fel ca la început. Și mi-au spus, domnule, sexul este cam prima zi. Poți să ai mulți parteneri sexuali și niciunul să nu fie bun. Fetele știți ce zic, da? Ok? Dar poți să găsești unul cu care să există o armonie de plină. Deci nu contează cantitatea, contează calitatea. Știți că la un moment dat întrebam eu pe aici pe acolo, apropo de tantra. Și mi se spune o chestie foarte interesantă. Zice, băi, vouă mi s-a prezentat o idee foarte greșită apropo de tantra la televizor. Și zic, cu care? Păi zice, tantra nu se face cu mai mulți parteneri. Se face cu unul singur pe viață. Da. What? Când noi vedeam toate, tot ce se întâmpla acolo și aveam impresia că... Bun. În timpul actului sexual se creează legături karmice cu partenerul? Dacă da, de ce? Cât durează aceste legături karmice? Dacă îi dai în cap în timpul actului sexual, dacă îi dai în cap în timpul actului sexual, se creează legături. Nu aș zice karmice. Se karmice. Se întâmplă pentru că există legături karmice. Dacă doi oameni se strag, nu se fac legături karmice. Să le duc. Te măsurează. Legături care rămân dincolo de viață. A, de da, ce? Okay. Și să vă spun de ce. Pentru că în timpul actului sexual se produce transfer de SN-ul. Clar. Acel SN-ul poate să rămână în structurile partenerului. Okay. Dacă rămâne la nivel de sine în structuri, ei se vor trage unul pe altul. Și există legături sexuale karmice. Înțelegeți? Deci există posibilitatea ca în momentul în care faci sex cu o persoană, se produce transferul de suflet, ăla rămâne, tu nu știi să ți-l recuperezi, moare persoana respectivă și în momentul în care se nasc, automat SN-ul ăla e apropiat de la, pentru că fac parte din unul. Da, dar cu un scop. Un scop să rezolve problema. Absolut, da. Bun, atunci, există posibilitatea să rămâi conectat și să trebuiască să ții sufletul înapoi de la persoane cu care ai fost nu în viața asta, ci cu tot alte vieți. Și de multe ori poți să întâlnești persoanele respective în viața asta, persoane cu care n-ai avut nimic de a face altă dată și ți se pare că se poate de ciudat. Că poți să ai o atracție sexuală față de persoană care poate că nu este bărbatul sau femeia visurilor tale, dar sunt pur și simplu legături și se neau că au rămas altă dată. Nu crezi că luatul sufletelului înapoi mai contează pe lângă asta și iertarea? Evident că contează iertarea. Cel mai important lucru este iertarea. Pentru că nu poți să-ți iei înapoi fără să rezolvi problema care a generat treaba asta. Mm-hmm. De ce? Păi, stați vă spun, cum poți să pierzi sufletul? Fiecare iubit persoana respectivă, fie că, mă rog, cum era prostit, cum e prostituția, ai pierdut așa, dar tu oricum trebuie să înțelegi sufletul dumneavoastră și atunci automat trebuie să-ți ceri iertare ca să ți-l dea. Absolut. Deci, uite, m-a întrebat cineva înainte să începem organizația și cred că se pupă întrebarea acum. Cum se explică expresia de la diestezie să nu oferi iubire persoanelor care nu o merită? Problema să pună de iubire, problema să pună de suflet. Momentul în care exact același oferi sufletul unei persoane care nu merită, automat îi creezi din probleme, îi creezi din karma, îi creezi din tot ce înseamnă numele lui. Ca și cum ai garanta că sufletul tău vine la alte persoane. Aceste legături karmice durează, pot să dureze o veșnicie până se rezolvă. Tu, ca individ care
suflet, trebuie să-ți recuperezi sufletul de la persoanele cărora le-ai dat sufletul. Din perspectiva, să știți că băieții stau cel mai prost. Pentru că automat ei pierd mult mai ușor din suflet decât femeile. Și au cele mai mari probleme din cauza asta. Da? Ca și truc pentru băieții. Se pot spune de la viața. În momentul în care aveți orgasm cu ejaculare, încercați fix în momentul în care începe ejacularea, să inspirați puternic. Și să vă imaginați că inspirația, inspirați pe acolo, știi? O să inspiri pe urmă. Și tragi în chakra 2 și după aia, încă o inspirație, tragi în chakra 1. Deci ce se întâmplă? Se cheamă sublimare tantrică. Am zis și e singura practică pe care trebuie să faceți o inițiere și fără să vă creați crazy shit. La fete nu există. Din punct de vedere spiritual, virginitatea are valoare absolută. Există ceea ce se cheamă fecioria. Din punct de vedere spiritual, dacă din punct de vedere spiritual virginitatea are vreo valoare absolută. Din punct de vedere spiritual, există ceea ce se cheamă fecioria. Fecioria este cea care te protejează de rău. E foarte importantă. Noi nu mai dăm importanță în lumea noastră. Dar, de exemplu, recâștigarea fecioriei din călugărie este foarte grea. Presupune abstinență 7 ani. De exemplu, femeile cele mai puternice din punct de vedere spiritual, și mă refer, care se ocupă de dezlegări, de citit saltirea, de sunt femei care sunt văduve de cel puțin 7 ani. Da? Poate să se întâmple la un moment dat să aveți nevoie de un ajutor. Eu am făcut treaba asta, să știți că am făcut testele astea. Am avut un an în care nu am terminat decât un singur raliu din 7. S-au spart cutii, s-au spart alea, s-a stricat tot. Și la un moment dat m-am întâlnit cu un preot și i-am zis, măi, am nevoie de o doamnă care să roage pentru mine. Păi, zice, am eu o văduvă. Și zice, perfect, vorbesc cu ea. Cât îi tai, să-ți citească. Să-mi citească rugăciuni. E singurul raliu pe care l-a terminat. Singur. De ce? Există o putere în feciorie. Dar, din păcate, noi nu o conștientizat. Nu m-a întrebat ce am de-a. Sfânt, de exemplu, fecioarele tinere sunt puse să citească rugăciuni pentru eliberarea de păcate a sufletelor care trec dincolo, iar văduvele întotdeauna sunt cele care citesc din Coran versete ca să te scape de probleme. Și se fac niște adunări, care îți fac acum cum se cheamă, unde sunt tinere, fecioare și văduve și citesc aceste rugăciuni în grup. Da, seama. Și este corect. Deci, era mult mai, eu știu, acum, haide să nu ne înțelegeți că am avea o treabă cu fără de feciorie și ne. Nu asta e. Dar există o valoare spirituală a fecioriei, pe care o să înțelegeți inclusiv vulnerabilitatea. Maestru, am văzut fete crescând de la copii până când s-au maritat. Ei, cât au fost copii, n-au avut probleme mari. În momentul în care au renunțat la fecerie de parcă le ardea, atunci a început balamul. Și boli și anexit. Deci, mă trebuie important, eu dacă zice, dacă mă duc și îmi fac reconstrucție de chimie, nu-mi recapă cu cerea și din toată. E reală. Da. Are aceeași valoare și pentru bărbați și pentru femei? Absolut, da. Pentru că fecioria este o pecete, ca să zic așa. Cred că este strânsă legătură cu energiile sexuale. Și este strânsă legătură cu energiile sexuale și automat fecioria înseamnă că, de fapt, se blochează, cred, o să studiez. Blochează, de fapt, energiile sexuale și automat corpul. Trupul spiritual, mă rog, spiritul capătă altă lumină și altă autoritate. Din punct de vedere, dacă e să luăm totul comparat cu galben, îmi zicea așa, la fete până în vârsta de 7 ani, la băieți până în vârsta de 8 ani, canalele energetice meridianele au nevoie de un timp de formare, au nevoie de un timp de coagulare, chiar asta e termenul pe care folosea, pentru că tipul de energie sexuală pe care îl are o copilă sau un copil nu e exact la fel cu tipul de energie sexuală pe care îl avem noi. Așa zic chinezii.
Este un tip de energie sexuală pură, rafinată și netrecută prin filtrele mentale. După aia, când încep să cunoști lumea și prin prisma programelor, prin jur, prin prisma părerilor tale, a filtrelor, inclusiv energia sexuală, zice chinezul, se poate manifesta altfel. Dar e corect, pentru că asta de cât ești copil, când ești copil, nu ai programele negative. Exact. Deci, automat, o să atrage o energie sexuală prin rezonanță. Deci, ea va fi pură. Pe măsură ce capeți cunoașterea de sexualitate, automat o să tragi lumină mai impură și entități mai impură. Absolut. Deci, asta mi se pare corect. Tu ai spus o dată că un bărbat din viața unei femei este răzit de la Dumnezeu. Este la fel și pentru bărbați? Absolut, da. Există un singur bărbat cu care poți să-ți începi viața sexuală și există o singură femeie cu care poți să-ți începi viața sexuală și e clar că răzită de Dumnezeu. Pentru că există ceea ce se cheamă darul fecioriei. La chinezi e foarte important darul fecioriei, să plătești bani grei ca să te cruști o fecioară, pentru că este în strânsă legătură cu potența. Și știi că chinezii zic că și sângele la, de la primul act sexual de la o fecioară are anumite atribute și calități. Eu știu că am văzut și eu, dar mă rog. Dar nu pot să fiu tot de acord cu ei, dar există. Există, nu. Are anumite calități, pentru că are alte discuții. De asta e drăguță. Ce este special așa la primul? Este o binecuvântare. Deci, este o binecuvântare pentru cel care este primul. Nu simte și o binecuvântare. Păi nu, deci nu din punct de vedere fizic, din punct de vedere spiritual. E doar o binecuvântare pentru inițierea, zice eu, nu o binecuvântare doar. E o inițiere. Nu pot să vă spun, deci nu pot să zic că am studiat treaba asta, dar știu că prețul care se pune și am văzut că programul. Deci, dacă o femeie nu este să fie a ta, nu e a ta. Poate să mai puțin dacă e fecioară. Deci, la vedere, nu există. Nu se poate. Ce este așa special la tine? Restul partenerilor nu sunt așa special? Ei nu sunt tot de la Dumnezeu? Ba da, toți sunt special. Da, numai că nu mai primește fecioria. Gândiți-vă în cala Reiki, cunosc că mulți de aici aveți inițiere. Doar o dată e prima dată. Da? Prima oară ați primit inițiere, în ziua de, în anul de, de la Maestru X. După aceea, unii dintre voi v-ați dus, care e inițiere, la același maestru sau la altul maestru. Se adună, se întăresc, se împuternicesc chestiile, dar prima oară, gândiți-vă un pic acum. Emoția pe care ați simțit-o prima oară, nu a fost un pic altă? Da? Aia e inițierea. Cum e un sex, e asta e foarte interesantă și este în strâns legătură cu sexualitatea. Cum să opresc procesul de pierdere a memoriei. Haideți să vă spun ceva. O să spun și legătura de capul cu sexualitatea. E foarte simplu. Și să știți că nu sunt proști bărbații care practică continență. De ce? Păi haideți să vă explic. Noi avem în cap ceea ce se cheamă nisipul cerebral. Nisipul cerebral se găsește în corpul calos. Este cel care este partea din creier care este asemănătoare și prea cântă pe la retină. Da. În nisipul creier se zice nucleul roșu. Nucleul, mă rog. Da. Tot acolo e. Ei, alea sunt cristale de microsiliciu. Vreau să vă spun ceva. Cristalele astea de microsiliciu, noi le luăm de prin mâncare. Dar sunt destul de rare în mâncarea pe care o mâncăm noi. Se mai găsesc în ouă, în icre. Da? Bun. E, să știți că în momentul unei ejaculări, bărbatul pierde milioane de cristale de microsiliciu. Pentru că, în realitate, să știți că cantitatea de ăsta din cap e limitată. Și atunci, dacă vreți să vă creșteți această capacitate,
este bine să mâncați icre. Și vă mai zic eu un truc. Acele cristale sunt învăluite într-un fel de teacă de protecție, în care molecula principală este zincul. Dacă știi că compoziția unui ejaculări este 96% zinc. Da? Luați zinc, dragi băieți, și vă veți proteja nu numai esența, ci și memoria asta, rândul așa. Deci, zincul ajută. Da? Și icre. Dacă mă întrebați pe mine, cele mai bune sunt icrele negre. Cam că să le măsori pe toate, știi? Sunt unele mai importante. Eu am înțeles că e un studiu care ajunge la maturitate la 100 de ani. Dar, din păcate, îmi se pare că e 50 de euro. Când îți spun că este visă, așa știți, da? Da, pe aia cu numele meu, de ce o să ai? Rizvan, te-ai referit într-o carte de a ta la sacralitatea actului sexual. Poți să dezvolți ideea? Absolut, mă lași. Dragă, hai, uite, răspunde tu la aia și răspunde tu la aia. Dumnezeu este de acord cu sexul pe perioada asta și haideți să vă spun ceva. Problema nu este Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca voi să fiți fericiți. Eu nu cred că Dumnezeu e fericit dacă tu ești îmbucnat în timpul sarcinii și te dor sânii și pe el e frustrat în timpul sarcinii și prinde spumă. Și atunci problema nu este Dumnezeu. Dumnezeu binecuvântează iubirea indiferent de moment. Problema este următoare. În timpul actului sexual și societatea noastră nu este un... Nu prea suntem măicuțe. Da? În timpul actul se produce, sexual se produce transfer de substanță. Transferul ăsta de substanță, pe lângă spermatozoid, tot ce ține de energiile alea bune, conține și energie negativă. Energiile alea negative, că sunt făcute prin sexual, că e normal, că e anal, rămâne în câmpul mamei. Problema este că dacă acest sex și încărcarea energetică, și noi bărbații ne încărcăm negativ, că bărbați, suntem băieți, suntem cu multe și cu bătăi și cu toate alea. Deci, automat ne încărcăm poate cu mai mult negativ decât fetele. Automat, în timpul, deci la sfârșitul actului sexual, această energie rămâne în câmp. Ei, imaginați-vă că această energie rămâne în câmp în structurile mamei. Păi, dacă rămâne în câmp în structurile mamei, ea în timp va afecta, și nu e odată, da? Ea în timp va afecta, poate să afecteze părtul, în timpul replicării celulare. De asta, de multe ori, apar anomaliile congenitale. Din cauza că există o energie negativă care se interpune în timpul replicării celulare. Și atunci, în ortodoxie, este dat ca păcat faptul să te culci cu o femeie însărcinată. Dar, e dat și după și nu mai știu cum. Dar, eu nu cred că este chiar așa. Atât timp cât energia ta nu rămâne în corpul... Sau dacă partenerii sunt curați sau au grijă și ei îmi ajută să facă și ei ceva, apropo de întrebarea aia cu cele da. Deci, aici se pune problema. Eu nu cred că Dumnezeu e împotrivă. E important să știi ce faci. În primul rând, Dumnezeu dă liberare. Absolut. Dacă pe lângă ăsta aduceți și cunoaștere, sunteți și în acea. Adică... Până la urmă, s-au inventat poziții, s-au făcut special pentru ca să poată să facă dragoste și în timpul sarcinii. Dar cel mai important este transferul ăsta de energie negativă. Dacă mă întrebați pe mine ca terapeut, evitați orice fel de ejaculare în interior. Sunt de aceeași părere. Dar știți că sunt oameni care folosesc energia asta sexuală prin care scot negativitate special ca să scape de ea? Și fac diverse persoane cărăuși, cunosc. Știi? Sunt oameni, ok, reușești, ejaculezi și în momentul ăla poți, voiți și prin intenție, să scoți ceea ce e negativ, să dai afară, răul din timp. E da, dar acum știi de mine și unde îl dai. Absolut. Pentru că problema nu, acum nu mai, nu râdem, suntem copii mari. Să știți că poți să folosești treaba asta ca să crești din punct de vedere spiritual, pentru că energia aia care are toate tipurile de energie, de la toate nivelurile, din toate structurile, poți să o sublimezi în lumină și aia poate să-ți fie spre lucrare, sau poți să acumulezi energie din asta negativă, să te umpli de toate chisurile și toate bubele și toate norocirea, pentru că nu știi ce să faci cu.
Deci problema nu este de energie, ci ce faci cu ea. Dar atâta timp cât nu știi ce să faci cu ea, mai bine eviți. Absolut. Da, deci, așa auziți, mie mi s-a deschis energia vindecătoare în anii 90. 92. Am închis-o. Și am ținut-o închisă 10 ani. Am deschis-o în 2002. Am deschis-o în 2002, pentru că mi-au trebuit 10 ani. Ca să știu ce să fac cu ea. Adică, e foarte bine să fiți înțelept. Și înțelepciunea presupune Dom'le, stai în răbdare. Stai în răbdare. Dom'le, nu înțeleg un lucru. Dar, în perspectivă, el mi se va dezvălui. Și totul este în răbdare. Să știți că orice întrebare își primește răspunsul. Mai mult, orice întrebare când vine, vine însoțită de răspuns. Exact. Da. Dumnezeu, deci, apropo de sarcină. Aici intervine înțelegerea dintre parteneri. E clar că și Doamna are niște nevoi, și Domnul are niște nevoi. E clar că există niște principii care guvernează actul sexual. Există niște principii care guvernează sarcina. Femeia are o protecție când este însărcinată. Are pe Gabriel lângă ea. Deci, când o femeie însărcinată, Gabriel se suprapune peste câmpurile femeii. Păi, încerc e tare, dar Gabriel nu o să stea dacă o să stați în mute, indiferent de ce și tu pe ala cu... Nu, dar e o realitate pe care trebuie să o știe. Deci nu stă. Bun, am făcut, s-a rezolvat, nu a rămas energia în câmp, mă întorc în Gabriel. Înțelegeți? Deci eu nu zic să nu faci. Pe scurt, să evite ejacularea în interior. Exact, asta e ideea. Bun. Mai sunt întrebări? Mai era aia pentru mine, dar și păi era despre sacralitatea activ sexuală. Da, de am zis dezvoltă. O dezvoltă. Dragii mei, dragi. Dragoș, totodată, eu n-am studiat subiectul, n-am studiat subiectul, ba, n-am studiat. Hai să lăsăm vrăgeana. Da? Dar n-am studiat foarte bine și știe foarte bine. Dar ideea este că întotdeauna când ești într-o sală, și asta știe și el, te adaptezi la vibrația locului. Și ce-ți vine să spui natural, este exact ceea ce e mai mult nevoie pentru participanți și pentru oamenii din sală. Da? Eu aș vrea să mai spun un singur lucru. Sexul poate să devină un act sacru. Dacă este făcut cu iubire, dacă este făcut cu suflet, da? Dacă știți încă și niște mici tehnicuțe pe care să le aplicați de armonizare reciprocă în sex, și tu știi foarte bine ce zic, sexul ăla nu va fi doar un act sacru, ci va fi un act de manifestare extraordinar de putere. Dar totul trebuie făcut numai și numai prin sfera iubirii. Nu există că mă duc când găsesc pe unul care va știe și ăla de ceacre, știu și eu de ceacre, ne aliniem ceacrele, facem sex și ne manifestăm universal. Nu. Trebuie să existe întotdeauna legătura a iubirii. Dar, pe lângă chestia asta, legată de sacralitatea actului sexual, ca să poți să faci sex într-un mod sacru, trebuie în primul rând să-l accepti în interiorul tău ca pe ceva sacru. Pentru că dacă te uiți la el ca la ultima profanitate din universul ăsta, nu e așa? Nu, sau cum spun eu, Doamnă, cum să stai sus oamenii dumneavoastră dacă vă uitați la dânsa ca la o mamuscă? Exact, eu am spus un picuț mai filozofic, da? Exact, da? Dar ideea este așa. Vrei sex sacru? Minunat, se poate. Consideră, în primul rând, sexualitatea cu serul sacru. Și atunci toate lucrurile o să vină de la sine. Dar aș mai avea eu o întrebare. Ce poți să-mi spui, dragul meu coleg și prieten, despre sexul de partea aia la altă? Pentru am auzit. Și am o doamnă, de exemplu, o venerabilă doamnă foarte drăguță, care are undeva la de 70 de ani, și care odată, deci eu știți, noi suntem cel mai bun prieten. Dar avem diferențe în manifestări, în personalități, în aia, deși la opinia a văzut că suntem convergenți. Doar că eu sunt ăla mai budist, mai nu știu ce, la mine rar se întâmplă să se audă vreo chestie, știi și tu, și dacă se audă peste 50.
Da. Da? Și mie doamna asta de 70 de ani, la mine că o fac pe cer și una pământ și spune să-ți fie rușine. Și am spus, de ce? Păi dacă ai făcut sex cu mine în astral atâta, și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, sunt epuizată la ea și pe pauză. Deci am verificat, am zis, poate am vizitat un și n-am vizitat un loc. Da? Da, nu, și mai sunt care. În astral m-am prezentat cu o... Păi nu pot să-i spun doamne. Era cu fisul la cabinet. Dar după ori mi-am dat seama că nu e ok și am rugat-o pe Alexandra. Alexandra vine repede că avem probleme. Și a început să-mi spună că părintele Ciprian, deci pot să spun, da, o violează în astral. Că părintele nu știu care o violează în astral. Și am zis, Alex, dacă nu am să zic ești de mine. Și i-a recomandat un psihiatru bun. Eu cred că există sexul astral, dar nu cred că ăsta e sensul vieții. Pentru că... Nu, dar întrebarea mea e așa și știu exact cum o țintesc. Crezi că toată lumea așa care a primit o inițiere în Reiki în stare să se ducă la nivelul ăla și să-i o tragă locutare sexual vorbind? Nu. Părerea mea este că sunt fanteziile persoanelor respective relativ la o persoană, relativ la propria persoană. De pentru că... Deci nu se poate. Exemplu. Dacă o persoană consideră că e violată în asta, în realitate există posibilitatea să se întâmple treaba asta. Dar e o formă de plată, care îmi dă seama că acum e să dormi și fiecare noapte să se întâmple treaba asta. Deci e clar că este o formă de plată karmică, e clar că sunt entități negative, e clar că... Dar sunt relativ la ea, deci sunt problemele ei sexuale, pentru că nu visezi tu. Acolo visai tu. Da, Doamne! Deci, este o problemă a mea dacă o visez eu. Dar dacă te visează ea pe tine. Numai că oamenii nu pot să facă diferența între lumea spirituală și iau impresia că tot ce înseamnă vis este o realitate astrală. Nu! Nu să zic eu, visul, tocmai de asta este foarte greu de interpretat și mie îmi place de un preot care, nu am. Și îl citesc din când în când, la un moment dat, la un preot, o bucam și zice, părintele, am venit să-mi deschideți cartea. Și să-i spune, zice, eu sunt părintele cu cafeaua. Părintele cu cafeaua. Și la mine, pe parte, nu am să interpretez visurile. Și, dar e complicat și complex să interpretez un vis. Și o să vă spun de ce. Visul poate să fie indus. Doi, visul este o formă de eliberare a subconștientului. Visul poate să fie o chestie care, deci poate să fie o prorocire de la Dumnezeu. Visul poate să fie de la demon. Visul poate să fie un mesaj pe care eu mi-l primit mie din astral ca să țin minte ceva ce am văzut pe partea evadă. Deci am numai 5. Și în orice caz, toate 5 sunt legate de ăla care visează. De ăla care visează. Deci nu e problema, știți, mea, ce visezi tu. Pentru că, dacă era problema mea, visam eu. E adevărat că există Iosif care, cum se cheamă, îi spune faraonului ce înseamnă cu cele 7 vaci slabe și cele 7 vaci grase. Dar și lucea pe roșu, da. Da. Să fim serioși. Și atunci, visul este o manifestare reactiv la voi, pe care voi trebuie să-l înțelegeți. Eu niciun caz n-aș crede că dacă nu știu cine trebuie să fie președinte, o să visez cum să fie președinte. Pentru că nu mai cred în chestii cu visul. Se spune că un prost lui Einstein, filozof, se gândește la el. Adică nici nu cred în ele fără niciun fel de dubiu. Dar nici nu le neg. Și vreau să spun ceva. Ceea ce este cel mai important. Nu m-am povestit și am văzut apropo de vis. Am făcut experiențe. Pe mine. Știam să mă curăț complet, știam să mă curăț complet și noaptea vedeam ceva. Ori nu mă bătăi. Cheva. Așa. Să văd ce visez. Ori filme XXX. Să văd ce visez. Și vreau să vă spun ceva. Subconștientul reacționează. Întotdeauna. Și atunci, dacă vreți un sfat, cei care aveți visuri mai ciudate,
Puneți mâna și rugați-vă după ce vă uitați la televizor. Pentru că dacă te rogi înainte și după aia te uiți la serialul preferat unde se omoare, e nici chiar așa, eu sunt mult generalizat. Eu vă recomand un maestru pe care îl iubesc și vă recomand să citiți Onrama Ivankov. Ați auzit de Ivankov? Da. Citiți Ivankov. Și el spune așa, e o chestie de cum simți. Nu te culca supărat, nu te culca nervos, nu te culca după ce te cerți fără să te împaci, nu te culca necurățit. Da? Dacă te culci în situațiile astea, evident, subconștientul reacționează și o să ai tot felul de vise ciudate. Da? Nu o să dor. Bine, cel puțin nu o să dor și nu mai trezești cu dureri de cap, da? Uneori, gândiți-vă, dacă ați ținut vreodată o dietă, n-ați visat niciodată o frigură, o pizza. Asta e exemplul lui Anna Freud, care era luta mai grăsana și a pus-o Freud la dietă și aia visa în fiecare seară căpșun cu fișcă, care era pe favorită mâncare, știu. Apropo de sacralizarea arheosexuală, v-ați gândit vreodată că ați putea să vă rugați în timp ce faceți dragoste? Există și metode de genul ăsta. Nu cred. De ce? Tocmai pentru că despărțiți. Deci puteți să vă rugați în timp ce gătiți, corect? Puteți să vă rugați în timp ce munciți, corect? În timp ce conduceți, dar în timp ce faceți sexul. Deci ăsta fac avea un tablou cu foarte frumos al lui. Aia o să fie o dovadă pentru mine dacă am trecut peste toate pagajele interioare. Dacă... Deci uite că ai dat răspunsul. Deci se poate la un moment dat... La un moment dat. Ideea este, în momentul în care o să puteți la concluzia că acest act sexual nu este împotriva lui Dumnezeu, nu este în afară lui Dumnezeu, e cât se poate de firesc și în Dumnezeu, nici măcar ideea de a vă ruga în timpul actului sexual nu să se mai pară atât de rușinat. Îmi pare rău, Dumnezeu e acolo. Și de ce îți pare rău? Nu îmi pare rău, e foarte bine de acolo. Dar am zis că pentru că, mă rog, nu se sezez așa o rezistență la înțeles de treaba asta. Nu la mine. Da. Întrebări. Ce întrebări? Părerele despre exagerele care apar în vis. Poate povestesc, au o grămadă de experiență. Cu ființe, de ce nu știu, de aia. Poate să fie de la fiecare care au văzut. Nu. Există. Există extraterestre, există diverse planuri, există entități, există extraterestre care trăiesc printre noi, există un grămat, rupți-mi-e pe planeta să nu văd toate tipurile de entități care se nasc. Pentru că, știți, apropo de frumusețea acestei lumi, eu nu pot azi am certat o doamnă rău de tot. Și pare rău. Și a fost rusă și nu s-a supărat pe mine. Dar am încercat să explic că a nu iubi traiul pe planeta asta și a nu iubi planeta asta este o mare eroare. Lumea asta este atât de frumos creată încât se pot manifesta simultan toate tipurile de caractere umane. Deci absolut tot. Să știți că în sala asta sunt oameni de toate nivelurile spirituale, de toate vibrațiile, de toate vârste astrale, da? De toate DH-urile, lumine interioare, din toate cele. Asta nu s-ar putea întâmpla în cer. În cer, diferenția e clară. Din cer, cine-i două e două, cine-i la e la. Apropo de două și la, știi că fiecare notă muzicală din fiecare octavă, când ești pianist ce ești, reprezintă vibrația pe un cer? Da? O să ne bătește lucruri. Bine, eu de asta m-am început să mă joc, pentru că mi-am dat seama că apeși niște idei și... Ok, uite dacă vreți și după aia, după ce terminăm, 5 minute, mă avem niște lucruri. Și atunci lumea asta este minunată. Ceea ce vă sfătuiesc eu, că vă place, că nu vă place să vreți, puneți mâna și studenți. Înainte să spuneți că nu vă place un lucru, trebuie mai întâi să încerc. Sau vă spun, aveam o prietenă mai în vârstă și îi zic, mă rugă și zic, tanticul ca mie nu-mi place toaletul. Și am spune, pe
pentru că ești prost și nu înțelegi. Și eu mi-a rămas... Și mi-a trebuit ceva timp până să înțeleg ce înseamnă baletul și ce înseamnă muzica. Tăte, nu aveam educația respectivă. Dar să știi că tu, spiritual, ai un trecut muzical. Da, da, da. Și ce dacă tot notele alea să putem să facem duete și o, doamne. Am încercat, dar mi-a zis, am încercat doar că am văzut oameni un profesor de... Și a zis, domnule, pentru care o lăsesc cu muncă, sunt pentru vivarea. Da, așa, pune-mi o întrebare. Crezi că iubirea între persoane de același sex este un păcat? De ce? De aia. Pentru că orice este iubire, este iubire. Orice iubire e Dumnezeu. Pur și simplu. M-ai întrebat iubirea între persoane de același sex. Dacă mă întrebai sexul între persoane de același sex, spuneam depinde. Nu, i-am întrebat foarte corect. Atunci răspunsul e nu. Spune-mi altceva. Vrei să fie grea, ușoară? Crezi că dacă o persoană de vibrație mai joasă face sex sportiv doar, cu o persoană de vibrație foarte înaltă, se întâmplă ceva în avantajul primei sau în detrimentul celei de-a doua? Absolut. De ce? Pentru că prin armonizare se pierde din seneu. Perfect. Pierzându-se din seneu, automat persoana de vibrație mare va pierde și va coborâ, depinde de sexul pe care îl practică, niște celule. Iar persoana cealaltă va primi. Evident că amândoi o să se sesizeze diferența după actul sexual. Numai că nu cred că niciunul, nu cred că e vreunul în pierdere. De ce? Pentru că în general, o relație de genul ăsta, deci vreau să spun ceva, ceea ce face ca dragostea la nivel fizic să fie arzătoare, este tocmai diferența de vibrație. În momentul în care doi oameni ajung la aceeași vibrație, da. Da? Și atunci tocmai diferența de vibrație face ca ei să simtă, indiferent că e vorba de iubire, plăcere. Că iubirea se poate simți și în partea cealaltă. Și atunci, automat, persoana respectivă, amândoi au parte de plăcere, dar niciunul nu este, nu este normă păgubită într-o, pentru că este există un schimb. Dacă ai ajuns la un nivel de vibrație mare, automat știi să sublimezi energia care vine peste tine în momentul acel sexual. Iar dacă ai un nivel de vibrație mic și primești energia aia, oricum aia va rămâne în structurile tale, care și în timp se transpiu la nivel de seneu. Și genetic, inclusiv genetic. Și atunci este, până la urmă, dragostea e un act sacru, numai prin faptul că se face schimb la nivelul tuturor structurilor. Deci, seneu, conștiință, supraconștiință. Deci intervin toate structurile. Deci automat o relație de genul ăsta nu lasă neschimbat nicio altă persoană. Nu există. Tocmai asta e... Și crezi că influența poate să fie mutual benefică? Știu eu, dacă am doi parteneri, vor chestia asta. Haideți să vă explic ceva. În primul rând, chimismul care se creează între doi oameni se datorează tot divinității. Pentru că sunt boli. Și automat, în momentul în care se întâmplă, se întâmplă pentru că era nevoie de echilibru. Pentru că voi aveți impresia că prin corpul vostru sunteți voi și corpul. Îmi pare rău, dar nu e adevărat. În corpul vostru, știți câte energie circulă? Trebuie să vă dau simplu, deci nu vorbim de... Avem așa, energia și o luăm de sus în jos, ca să înțelegeți. Avem principiul feminin divin, corect? Avem principiul masculin divin, corect? Avem
chakra 7 care e tot altceva. Avem chakra 6 care e tot altceva. Avem chakrele 5, 4, 3, 2 care sunt cu totul altceva. Deci deocamdată am 7 cu 2, 9. Am sine 10. Am principiu masculin demonic, principiu feminin demonic. Deci mai am încă două. Aici ce vrei tu să zici și bine ca și deci e un cabală, în univers. Da, în cabală fiecare se firă. Da. E ce zici tu. Exact. Și fiecare se firă are polul plus și polul minus. Pentru că fiecare energie are partea bipolară. Să nu credeți că, gândiți-vă că de lume stântănească, trebuie să se sincronizeze cele cifrei arbor ai vieții. Mm-hmm. Și de asta vă zic că nu e nimic aleator. Absolut. Absolut. Dar uite, s-a întrebat o doamnă în pauză, ce părere am de sex, de terapia prin sex? Poate sexul să fie o terapie? Deci, la chinezi și, și la rumă. Există poziții. Există poziții. De ce? Hai să vă explic foarte frumos. În medicina chineză, absolut orice organ este o reprezentare a întregului corp. Există o reflexoterapie. Reflexoterapie. Și atunci ai reflexoterapie și la nivelul penisului, ai reflexoterapie și la nivelul vaginii. Și atunci, ei au, studiind asta de mii de ani, au ajuns la concluzia că, totuși dacă se face sex într-o anumită poziție, evident că e benefică pentru anumite boli. De ce? Pentru că sunt zone reflexogene la nivelul ăla. Asta este pur și simplu observație. Chinezii nu au nicio problemă că sexul e păcat. Nu avem o problemă. Sau japonezii că sexul e păcat. Nu, nu avem problemă cu Basilica cu sexul. Aia e foarte clar. Dom'le, dacă faci asta, se rezolvă problema asta. Asta nu înseamnă că, vă dați seama că e cam greu de implementat cu conștiinții poporului român așa ceva. Și mi-am mai testat ca fapt divers. Și mai cum una psihiatrică. De ce unii depresivi, dacă iau antidepresive, ca să nu zic de care specific tot de recaptare, da? Bărbații nu vorbesc. De ce la unii apare din stat efectul advers al stării? Exact. Și la unii crește. Exact. Spiritual, nu? Spiritual. 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 Cred că e vorba de interfață. Și creierul este interfața între spirit și trup. Ei, eu cred că în momentul în care dai inhibitorii ăștia, de fapt, șuntezi ceva. Și șuntezi ceva și scoți la suprafață ceea ce este în realitate. Okay. Și cred că, la nivel de sine, cei care nu au, mă rog, erecție, au probleme legate de propria sexualitate, iar cei care au erecție, nu au nicio problemă legată de propria sexualitate. Yes! Da. Da. Întrebare. Tot eu? Voi nu mai aveți întrebări? Zi. Dacă îmi permiteți, la schimbul de întrebări pe care l-ați avut cu domnul Crisban. Crisban, nu-s domnul. Crisban, direct îmi spune soțul. Se întâlnesc cele două persoane, una cu vibrație mai înaltă, una cu vibrație mai joasă. Au acea relație, dar la un moment se face schimbul, armonia și așa mai departe, dar la un moment dat, una din cele două persoane, cu toate că își dorește, simte că indic ceva spune stop. Nu continuă. Se evoluăm. Se evoluăm, adică acea relație să evolueze. Păi, hai să vedem dacă. Adică nu simți să continue. Exact. Okay. Dacă înăuntru nu mai simte să continue, ideal ar fi să nu mai continue. Sau trebuie să vezi de ce nu mai simte să continue. Pentru că poate să simte să nu mai continue că e ca un program exterior. Poate să simte să nu mai continue ca o... pentru că, mă rog, ai și la suprafață sau ceva, o neiertare. Dar, exemplu, îmi dă lângă oameni care se dau foarte mult și la un moment dat am început să aibă probleme sexuale pentru că el nu i-a luat o înghețată. El nu i-a luat înghețată, drept urmare, ea mânca înghețată în bucătă ta, special ca să se îngrașe, să nu-i placă de ea, să nu se mai cuce cu el. Asta e o formă de pedepsire. Și toți avem forme de astea de pedepsire. Da? Care, mă rog, apar ca acte ratate sau mai știu eu ce.
Și atunci nu pot să spun exact ce pot să facă. Există posibilitatea să mai ai remisiune personală în problemă sau să nu mai ai. Poate trebuie să treacă la un nou nivel, la un alt etat. Sau pot să treacă la un nou nivel. Persoana respectivă își dorește să intre, să continue relația, dar la un același mod de bază. Adică să rămână la fel. Exact. Fără și cealaltă persoană își dorește, bineînțeles. Există o discordanță care trebuie să fie rezolvată. Deci asta e pentru tine. De ce vor femeii slash bărbați să aibă relații sexuale cu mai mulți parteneri deodată? În paranteză, sex în 3. 5, 7, 9, nu contează. Mie nu fac generalizare. Nu toate femeile și nu toți bărbații au această fantasmă. Există fantezia asta uneori și cu siguranță a apărut. Nu e așa? Uneori, mințile oamenilor. De ce vor? Pentru că există curiozitate. Acum, întrebarea aș reformula eu, ce se întâmplă energetic în momentul în care faci sex în 3? Și aici aș merge la celți. Dacă citiți un pic despre partea celtică, știți Stonehenge? Este un monument foarte drăguț acolo, pe lângă faptul că el reprezintă o mare ceas și calendar și whatever cosmic, reprezenta și un loc în care se făceau anumite ritualuri. Și unele din aceste ritualuri implicau proceduri sexuale care se făceau între preoții druizi, care erau de cei mai mulți decât 3. Dacă vrei tu să practici neapărat așa, există metode complexe, da? În care se pot face tot felul de chestii. Personal, am o mică problemă legată la capitolul ăsta, pentru că orice se amestecă în doi, merge. Când pui mai multe ingrediente, riscul să nu iasă gustul bun e destul de mare. Eu am zis ieri la conferință, dar o repet și astăzi, să spunem că care este avantajul sexului în grup. Poți să pleci până să-ți scrii în italică. Dar știi că m-a întâlnat o dată doamnă care e diferența între sex în grup par și grup impar? Păi dacă e impar, nu rămâne pe lângă. Asta am răspuns eu cel puțin acum. Deci, părerea mea este că chestia asta e cumva falsă. Și trebuie să recunosc o experiență pe care nu am avut-o. Nu că n-aș fi avut curiozitate și n-aș fi auzit de ea. Da, pentru care face că am întrebat persoane care au avut relații de genul ăsta și am întrebat bine și care vorbesc că am fost tot cu lucrurile dintre voi ca medic și nu am o problemă. Și s-a spus în felul următor. Știți, domnule doctor, problema este că dacă se plac femeile, de ce e o problemă? Păi zice, dacă femeile se plac, atunci nu mai e nevoie de ele. Și atunci există două posibilități. Ori nu se plac femeile și atunci nu are farme că ele se bat între ele. Da? Ori, apropo de asta, chiar am avut mai multe cupluri care, după un anumit timp, au zis ei să pică analizeze relația și au zis, hai să aducem o terță persoană pentru niște aventuri ocazionale. Și uneori s-au întâmplat niște fenomene nedorite, în sensul că și tu, ca partener care îți iubești, să zicem, soțul sau soția, o vezi făcând ceva cu altul și eventual, la un moment dat, o chestie, o chestie pe care cu tine n-a făcut-o sau că l-a făcut-o 3 secunde în plus. Și există riscul de a se crea mici probleme mentale și de percepție la sexul plus. Am văzut un film extraordinar de francez, cu un cuplu. Foarte bine realizat filmul. Uite, nu mai știu cum se chema. Și îmi pare rău. Un cuplu care este luat și este urmărit pas cu pas. De când se văd prima oară, de când îi dă prima floare, cum ajung să facă dragoste la cum evoluează cu un cuplu. Și cum ajung la un moment dat încep să se înțeleagă și încep să-și pierdă iubirea. Hai, să o facem și în 3. O fac și în 3. Și cum se deteriorează, de fapt, iubirea lor și să fim, știți, să încheie cu ei pe bancă, zicând, de unde ne-am trecut pe parcurs. Și în momentul respectiv, mi-a mai trecut cu treaba cu... Că toți avem așa o fantasmă. Fantasma e fantasma. Fantasma de genul ăsta. Numai că, din punct de vedere rațional, eu nu cred că e viabil la timp.
Sigur. Și atunci nu cred că este de dorit. Aș vrea eu să mai adaug o chestie, știi tu, ca să vorbim de evoluția spirituală și sex. Acum, fraților, să fim onești. Până la a ne juca cu hai cum să evoluăm spiritual și cu sexul, mai există niște valori. E foarte grav când vezi persoane care teoretic au studiat ani de zile spiritualitate și care după ani și ani de zile se cred mari și tari. Se cred mari și tari. Și recurg la agresiuni, amenințări, judecă în stânga și în dreapta, bârfesc, scot tot felul de inerții și zvonuri pe gură. Da? Să știți că toate chestiile astea care vi se par unora mici, sunt mai importante decât orice fel de mătanie pe care o faceți. Pentru că marele test al Universului nu este nici măcar în câtă cunoaștere acumulați, ci în cât reușiți să aplicați și să vă schimbați printr-o alchimie interioară persoană. Da? Și ce zic? Da. Capacitatea de iubire, capacitatea de iertare sunt fundamentale. Asta e cel mai important. De înțelegere și toleranță. Înțelegere și toleranță este o dovadă de ignoranță. Spirituală. Da. Ignoranța, deci intoleranța la greșeala altuia este un fel de ignoranță spirituală. Păi dacă un om atâta poate, e prost, perfect. E prost văzut în gata. Perfect, e imbecil. Perfect. Nu are de ce să vă supere. Dacă vă supere, e problema voastră. El nu poate să fie decât cum e el. N-are importanță. Poate să fie imbecil, poate să fie curva curvelor, poate să fie ultimul om de pe planetă. El nu are de ce să vă tulbure vouă echilibrul interior. Dacă o poate să o facă, problema nu e la el. El nu poate, că trebuie să înțelegeți. Un om nu poate să fie decât cum e el. Că evoluează. Știți ce drăguț este să vezi oameni care evoluează? Știți, am pacienți și după luni de zile am avut și la cabinetul o pacientă cu schimbă de sine. Vă dau cuvântul mai mare. Ziceam, uite, că se poate. Deci după luni de zile, noi avem o problemă cu schimbă de sine. Bun. Și atunci, pe mine nu mă interesează ce e operata celuilalt. Și nimeni nu poate să intre peste voi, nimeni nu poate să vă afecteze cumva dacă nu îi îngăduiți. Dacă el atâta poate, atâta duce capul. Păi nu înseamnă că dacă mă cobor la nivelul lui e problema mea. Deci, cel mai important lucru, că zicea și Liza, știți că am și te lucrez că eu n-am problemele astea, sau că nu mi se pare și mie că cineva a greșit și că vine să iau. Da. La un moment dat te stăpânești. La un moment dat îți controlezi atitudinea. Pentru că e vorba de echilibrul tău, în perspectivă, evoluția spirituală presupune că îl ating un echilibru pe care îl mențin, indiferent ce se întâmplă în exterior. Știți imaginea din 2012? Un călugărul ăla, era tibetan, se pare, care stă și meditează în timp ce vine valul. Asta e poate cea mai importantă lecție și știu că am deviat de la sex, dar e foarte important de mântă. Dar vreau să spun ceva, că până și asta este o manifestare a propriei sexualități. Asta. Pentru că atâta din cât ai agresivitate, o să te manifeste așa. Absolut, ești nemanifestat. Așa. Știți care e cea mai importantă lecție? Și apropo și de comunicare și de prietenie, este lecția echilibrului. Încercați să găsiți echilibrul tot și în toate. S-au panicat mai mulți oameni, mă rog, înainte de conferință, eu și cu Dreaba și m-am întâlnit în situație. N-a fost un conflict. Și m-a întrebat cineva în pauză, v-ați certat, v-ați bătut, v-ați omorât? Nu, ne bată nu. Ne bată nu, cu frișă. Și am zis, dar de ce? Stai un pic de ce? Pentru că se creează o chestie. Lumea rămâne uimită și lumea curioasă, știi, când apare câte o situație de asta, nu vrei să rezolvăm noi. Da, deci se uită ca la teatru. Deci modul de a rezolva lucrurile între bărbaieștii, așa de una ca noi, nu e cu pumnul. Să ne scurmiți, bine, de pumnul. Nu le-am lăsat acasă, nu avem, sunt ruginite de mult, da?
se rezolvă cu totul altfel, se atinge un echilibru și ideea e că multă lume uită de multe ori să comunice aici pe pământ. Da? Și să prea mulți acțiunea. Unul spune un lucru, ăla spune un lucru, ăla spune un lucru, ăla spune un lucru. Și la un moment dat ajungi la pace. Că îți dai seama că agonia e acolo. Agonia este într-un răspuns. Întotdeauna. Nu este în ce vreau eu sau în ce am eu dreptate. Agonia constă într-un răspuns. Și asta e tot. Și în momentul în care discuți și nu ții neapărat să ai dreptate, găsești agonia într-un răspuns. E, aici ai dacă tu ții să ai dreptate, nu o să găsești niciodată armonia într-un răspuns. Pentru că nu te interesează să găsești armonia. Că există un echilibru pentru toți. Pe tine te interesează să spui că ai dreptate. Există oameni fără suflet? Nu. Nu. Există oameni care, în nașterea, nu se poate face presupune suflet. Presupune suflet, da? Și atunci nu pot să nu ai suflet. Există oameni care pierd sufletul din diverse motive. Există oameni care rămân fără deși am cunoscut. Dar nu poți să nu ai suflet deloc, pentru că sufletul presupune matricea în care sunt programele conform programului. Deci tot trebuie să ai un pic de acolo. Și cineva care și-a vândut sufletul, tot avea un pic de suflet, că trăiește. Și cineva care a avut un pacient care a fost la Cernobâl și cu cea carne de fel, tot avea un pic de suflet. Arsenie Buca spunea că l-ai cu tine, că nu l-ai cu tine, l-ai. Da. Tot este. Serios. Da. Păi haideți să facem un pic de diferență. Este așa, sub formă de inimioară catolică, care este în inimă și îmbracă inima, aia este sufletul. Și ca un luminator pentru viață. Cu ăsta trăim. Asta trebuie să ducem la felul șeful, că e din noi. Educata divină din noi. Spiritul sunt eu. Dragoș Ardeșan, care m-am născut, sunt... Toate viețile sunt toate regresile. Și în toate sunt eu. Ăla e spiritul. Depinde la ce suflet se referă. Nu. El se referea... Dar nu există oameni nici fără spirit, nici fără suflet. Pentru că spiritul este sensul vieții. Tot ce înseamnă program, transcrie de la nivelul spiritului în suflet și automat în trup, că așa se formează trupul. Vine sinele ăla, șocul Kundalini, are niște programe, da? Ăsta intră în ovul, acolo începe să se replice. Când începe să se replice, e genit sufletul. Și ăsta transcrie toate programele pozitive și negative care sunt la nivel de sine, prin intermediul sufletului, în fizic. În ce constă pierderea sufletului? Poți să pierzi în momentul în care îl dai. Poți să pierzi în momentul în care ai plăți carnice. Poți să pierzi în momentul în care faci așa zisele păcate împotriva Duhului Sfânt. Adică păcatele împotriva Sfântului sunt cele care prin care pierzi sufletul. Da? Poți să pierzi, eu știu... Prin atașamente. Prin atașamente. Poți să pierzi prin sex. Pierderea înseamnă neapărat prin moarte sau pierderea... Prin moarte nu-l pierzi. Nu-l pierzi. Nu. Nu înseamnă că mor neapărat. Deci poți să rămâi în prima mea care aveau 10% suflet și trăiau foarte bine. Nu știu? Dar nu au pierdut. Care au pierdut, dar nu complet. Nu complet. Nu poți să pierzi complet. Am întâlnit cu 10%, da. Am întâlnit că aveam 10% din suflet, dar trăiau. Și au trăit bine de 20 de ani. Bine, cu boli. Dar trăiesc. Bun. E... Îi șoptam lui Zon, dacă ar vrea să ne cânte și nouă ceva înainte de finalul acestui. Absolut, împreună cu tine. Nu, nu, nu. Vreau să vă învăț un truc la secundat, că aveți YouTube pe 3 playere și chestii. Legat de muzică și legat de... Știți, în muzică există note. Și notele astea merg la registru grav până la registru înalt. Ați auzit vreodată că lucrurile budiști încarc în mantre? Da. Cum fac? Nu, duc. Da? De ce se folosește pe registru jos? Da? De ce, de exemplu, în biserică asta e vezi pe popă cu... Okay. Da? Deci acolo avem o conexiune. Ce se mai face folosind energia lui 2? Sex.
Fantastic! Da? Deci, vedeți, din pricina asta, în momentul în care folosești muzică sau asculti muzică, muzica ritmică, în general, de tipul house, chestii bubuieni, avem activarea cea 3-2. De-aia nu vă duceți în club ca să faceți mătări. Da? Deși am întâlnit persoane care este unită. Pentru că munca, vreau să spun, scuze, munca supra-solicită clubul 2. Deci vă devitalizează și de multe ori este necesar să mă duc într-un club tocmai ca să activez 2. Hai să te văd un truc. Câte octave are un pian? 7. Câte 7 ai tu? Nu, un pian standard are 7 octave și încă 3 octave. Eu am mai multe, dar în general 7. Deci, are 7 octave. Pian de-aia.
francezul, rusul nu răspunde, căutați pe YouTube, Bach, orice, în re minor. Da? E de ajutor întotdeauna, pentru că sufletul întotdeauna merge la nivelul de vibrație. Încercați să faceți sex pe re minor. Să vedeți că atât vă este. Da? Pentru că re minor activează vibrația mare și atunci e mai greu să faci sex. Pe experimentul ăsta, adas. Total. Odată ce s-a formatat totul, nu mai ai cum să accesezi. Dar ciclul ăsta deja e vechi și tot. Sfatele sus pe limit în starea respectivă, trebuie să recomandă viața fizică să ia cât mai mult fier. Adică să mănânce marat. Ah, pierdea fier. Pierdea foarte mult dintr-o amintire a spuneții. E posibil. Există o bază universală, dar problema este cine are acces. Există pe Pământ baze în care sunt înregistrate experiențele cu care am venit în spațiu. Nu. Ba da. Nu. Ba da. Nu, alea care țin de cicluri planetare care s-au încheiat. De cicluri planetare care s-au încheiat. Există în momentul în care... În judecata finală a unui spirit, o secundă, ceea ce spui tu este adevărat, dar persoanele ale și bazele ale date pe care au venit de pe alte planete, au venit ca oameni, nu ca spirite. Au venit ca entități întrupate. Fiind entități întrupate, evident că i-au păstrat conștiința. Ea ceva, eu vorbeam de ciclu planetar. Vorbeam
vorbeam de ciclu planetar, vorbeam de judecata finală a unei planete, care este cu totul altceva decât faptul că a venit unii de alte planete și au adus bazele aici. Aia e cu totul altceva. Deci, una este să fii, nu poate să fii ca spiritat, una este să fii cu planeta, adică să fii cu nava spațială, alta este să fii ca spirit, nu altceva. Sunt tot lucruri total diferite. Dacă eu, să zice, vin de pe altă planetă, da? Și mă întrupesc pe planeta asta ca spirit, este una, o să am cunoaștere de la planeta respectivă. Dacă planeta aia s-a distrus, s-a încheiat și flora planetară și mă nasc aici ca să am experiență, noi e cu totul altceva și nu o să am experiența de pe planeta aia. O să am reminiscențe, dar știi cum? Reminiscențe ale la voi, parcă am văzut treaba asta undeva. Dar atât. O să am aptitudinile. Corect. Am călit. Știu să călăresc pe planeta, știu să nu am putere, știu să fac. Asta se întâmplă în momentul în care am ajuns la un nivel de performanță. Poți să extrag esența și să văd doar în există numai esența. Poți să zic și eu ceva, că eu sunt în trucurile. Ce ziceți amândoi e corect? Da. Există entități spirituale care au acces la toată cunoașterea. Și dacă tu știi cum să te raportezi acolo, să o și tu. Nu asta vrei să zici de fapt. Da, da. Și asta e adevărat. Eu mă referam la omul simplu. Omul simplu nu are acces. Deci omul simplu nu are acces. Nu totdeauna terapeuții au acces. Adică nu vreau să frustrez pe nimeni. Trebuie să fii terapeut la un nivel foarte mare ca să am acces în bani. Că întotdeauna terapeuții au acces. Uneori au. Nu întotdeauna au. Foarte rar. Da. Eu tot continui pe a mea. Buba cea mai mare a terapeuților în lume. Și vorbesc aici pentru că sunt terapeuți în altă țară. Este orgoliu. Da, aia este mare. Ce face Anglia, de exemplu, și nu face România, și știi că am avut discuții cu tine serii întregi. În Anglia, de exemplu, în Londra, există o ghildă a terapeuților de terapii complementare. Ei, chiști, ci cum nici nu atrebă. Care, la fel ca și ăștia de aici, au uneori păreri discordante. Dar ei ce fac? O dată pe lună, se întâlnesc reprezentantul de la Reiki, nu unul, mai mulți. De la Qigong, de la aia, de la aia. Am fost sală ca asta, am fost și eu de mai multe ori. Și ei discută. Și stau acolo de dimineață până seara. Să mai iau la harță de astea. Dar nu pleacă, asta e regula. Nobody leaves until balance is restored. Nimeni nu pleacă până nu se restabilește echilibrul. Și atunci ei când pleacă de acolo, dau în fiecare, mă rog, în aria lui Reiki, nu știu ce, ideea asta, mă, uite ce a ieșit acolo, știi? La noi nu se face așa ceva. Păi nu se vrea. Aia e problema. Și știi bine că au fost tentative și am cerut căutare, căutare, căutare și zic nimic. Da? Și din cauza asta apar și dezinformări, din cauza asta apar și tot felul de probleme, din cauza asta unii terapeuți nu au acces. Da? Pentru că nu au acces până la alte părți. Hai mai puneți întrebări, că simt eu că mai sunt trei. Te rog. Se spune în materialele diverse pe care le-am citit că toate adevărurile există odată, toate, nu există timp și spațiu și că totul se petrece în acum. Da? Deci mi-a fost foarte greu să înțeleg asta după ce am făcut multe regresii și am văzut totuși că se dau ani, se dau pe... Cum se poate explica că toate lucrurile există undeva? La nivel spiritual totul e aici. Asta am vrut să spun. Și atunci am gândit ca așa, în concret. Acolo sunt toate programele, erau toate răspunsuri. Problema cu ce este, e un moment de zi. Dar totuși regresia chiar cum face? Că eu trebuie și acum și să există în același timp... Există ceea ce se cheamă o axă temporală. Și timpul e necesar, după părerea mea, spiritual pentru noi întrupați. Exact. E necesar tocmai pentru că ne place să organizăm lucrurile. Ce a fost ieri. Vedeți, acum sunteți la o conferință cu doi oameni, da? Mâine o să ziceți, ieri a fost conferința cu Rusu și Argeșanu, da? Peste un an o să ziceți ce am fost la conferință cu Argeșanu și Rusu. Nu mai țin minte, știi? Da, sexul o să-l țineți am minte. Ceva. Da, era ceva cu sexul, știi? Dar spiritualmente există un soi de prezent continuu. Dacă știi engleză, e ăla cu in și doing. Prezent de continuu. Și pe a fost un tip care a luat pe minutul față de neurochirurgie. Și făcea o paralelă între fonduri alocate pentru... și ele pentru Alzheimer. Zice, în următorii 20 de ani o să ales sunt mai mari, dar
Sunt și pe listă mai bate, dar să uităm la ce ne folosesc. Așa și e. Dar ar fi o întrebare cu oglinda psihologa. Așa, mai că vreau. Noi suntem oglinda. Absolut. Suntem imagini, oglinzi, oglindim întotdeauna chestii. Suntem imaginile ADN-ului nostru. Absolut. Da. Hologram. Că există un orizont al elementului și acolo s-a arătat o traie și e vara asta, pentru că lumina divină, bătând pe ele, ne crea. Cam așa. Da. Ceva de genul ăsta. Da. Bun. Mai una. Mai are ceva altceva. Să nu plecăm de termina. Hai, cu doamna. Suntem privați de iubire și de multe ori privați de sex, tocmai ca să se pună presiune pe noi. Adică se pune presiune pe noi pe faptul că se ia iubirea, ce face asta? Ați văzut vreodată un câine crescut fără iubire? Sau un copil crescut fără iubire? Va deveni agresiv. Se pune odată presiune pe noi pe faptul că se ia iubirea. Asta dau din casă de la șef, sper să nu se supără. Ni se ia iubirea special că din asta ne crește agresivitatea. Doi, ți se ia și sexul, pentru că prin asta îți crește ce? Frustrarea. Și atunci ce se întâmplă? Îți crește agresivitatea. Crescându-se apă agresivitatea, ce se întâmplă? Devine manifestă lumea asta. Atunci oamenii care nu sunt agresivi deloc, cum sunt? Îți trebuie o doză de agresivitate, să te ridici, nu? Să te manifeste. De fapt, singura metodă prin care, știți că în psihologie se face așa? Adică pui presiune pe un om, pui presiune pe un om, pui presiune pe un om, bubuie. Psihologia nu a făcut decât să copieze modelul vieții. Făcea asta cu 120 și de face ani. Și acum. Și numește tehnica expunerii. Nu se mai aplică pentru că e tortură. Nu e tortură. E foarte bine. Și mai ales dacă ești antrenor. Dacă ești antrenor, deci, dacă ești antrenor, fără să vrei, pui presiunea pe un om, până ca să vezi pe unde se sparge. Și la fel se face și în psicanaliză. Oricum, nu trebuie să tu îi pui tu foarte multă presiune, că pune viața. Dar viața este construită exact așa, pe principiul ăsta. De ce sunt treaba asta? Bun, dacă de undeva de acolo se pune presiunea pe tine, atunci ce se întâmplă cu iubirea și cu sexul? Sunt o răsplată. Acum să nu credeți că prea multă strică și că e sex și că e iubire. Dacă stai și în gând, la un moment dat, o să ai parte. Evident. Asta e clar. Și vreau să spun ceva, că nu cred că există binecuvântare mai mare decât să ai parte de iubire. Nu cred că este binecuvântare mai adevărat, mai mare decât să ai parte de sex combinat cu iubire. Și mă rog, când nu ai asta și poate vreau să-i spune. Aici am o mică problemă, iată, nu, dar cred că se face o mică confuzie. Deci, iubirea nu s-a dat, nu ca să învățăm. Iubirea divină, iubirea ca și concept universal, s-a dat în iubirea divină. Iubirea vine din Dumnezeu și este fundamental. Aici, când vorbim de modul în care se manifestă iubirea pământește, aia, într-adevăr, poate să ți se ia, poate să ți se dea. Nu vorbim, sau ce ținem, despre iubirea aia divină. Până și iubirea asta e de mai multe feluri. Păi, asta e. Există iubirea divină pe care eu o las să se manifeste prin mine. Și sunt oameni care zic, mamă, ce iubesc eu? O, bă, dacă ce iubesc eu, uite, atâta sunt de mare și cu iubirea mea.
Dar el, de fapt, lasă să se manifestă prin el iubirea lui Dumnezeu, om. Și există oameni și există iubirea de la nivel de sine. Și mare parte din oameni care manifestă din iubirea de la nivel de suflet, care este iubirea lui Dumnezeu, care se manifestă prin noi, nu manifestă nicio fel de iubire la nivel de sine. Pentru că iubirea de la nivel de sine are inclusiv componenta sexuală, erotică, sau ceea ce se numește iubire detașată. Iubirea nu este iubirea pe care o dă de exemplu teoretic în budism, călugărul tuturor celor care e noriașa, cum să le zice. Aia poate să fie și iubirea divină. Iubirea de la nivel de sine este iubirea implicată. Nu este neimplicată ca la budism. Iubirea implicată. Asta este așa. Mai citim budism. Iubirea budistă e foarte implicată. Sorry. Eu fac o diferență între iubirea de la nivel de sine și iubirea care se manifestă prin chakra 4, care nu este a noastră. Aia nu, e divină. Bun. Asta da, stabilit. Bun. Eu vorbesc aia așa. De aia că budiștii ajung la nivel de manifestare iubirii de la nivel de sine corect, dar nu are componenta sexuală. Nu are. Ei, eu nu are. Cred că inclusiv aia fără componentă sexuală este incompletă. Este. Pentru că nu este tot. Păi, pe asta zic și eu. Cunoașterea și iubirea divină. Adică cum, care ar fi relația între nivelul de cunoaștere la care poți accede și manifestarea iubirii? Eu cred că indiferent, deci eu cred că pe măsură ce înțelegi, cunoașterea poate să fie și matematică. Pe măsură ce înțelegi cum funcționează lucrurile, nu se poate să nu te apropii de iubire. Pentru că fără să vei descoperi iubirea în orice, într-o floare, în absolut orice. În orice înseamnă creația lui Dumnezeu, descoperi iubirea divină. Și pe măsură ce ce înțelegi cum funcționează lucrurile și principiile care guvernează lucrurile, nu se poate să nu înțelegi iubirea. Și dacă sexualitatea nu manifestă sau... Nu. Cum este? Că în momentul în care înțelegi Universul, automat ajungi să înțelegi și iubirea. Ajungi să înțelegi... Înțelegi ce a făcut Dumnezeu Universul din iubire. O să înțelegi că până după Dumnezeu iubește și pe demon. Clar! Da? O să înțelegi că de fapt e la fiul risipării demon. Știți, sunt niște cărticele ale Don Miguel Ruiz și e una drăguță despre iubire și scrie acolo că la un moment dat, tu ca om, ești la fel de important ca orice, atâta timp cât dimineață când te trezești, simți că ești axa lumii și știi că raza aia de soare care ți intră pe geam e manifestarea iubirii divine pentru tine. Și faptul că mergi pe afară și vezi o frunzuliță frumoasă și verde, e manifestarea iubirii divine față de tine. Faptul că vezi un zâmbet, totul, în totul, este iubire. În totul este cunoaștere. Problema este că noi nu o vedem. Că noi nu o vedem. Problema este că noi așa vedem. Este. Noi suntem dar este acolo. La iubirea divină. Iubirea divină există. E în noi, numai că noi nu o vedem. Suntem atât de supărați și mergem cu capul în pământ, încât nu mai vedem stelele. Asta înseamnă că ele nu există. Ele sunt acolo. Dar vă întreb și eu, de cât trebuie uitați pe ce să vedeți stele? Că uiți, că aia, că aia, că aia. Și așa este și iubirea divină. Stelele au să fie cât suntem noi și după ce să fie planeta asta. Așa e și iubirea divină. Ea există chiar dacă noi nu o vedem. Nu o vedem din cauza noastră și din cauza problemelor noastre. Conștiința de sine, întoarce aia la sine, nu face altceva decât te întorci către tine, deci după aia, ca să, în momentul în care te întorci și te uiți la lume, o vezi cum e în realitate. Noi nu vedem cum e lumea în realitate. Clar, clar. Când eu înțeleg cine sunt, de ce sunt construit, cum sunt construit, automat o să văd treaba asta în fiecare din fața mea. Automat o să am o privire cristică asupra și budistă asupra oamenilor. De ce? Păi dacă eu știu cum sunt alcătuit, știu cum am alcătuit cel din fața mea, știu că eu sunt sămânță divină, știu că el e sămânță divină, dar dincolo de povești, ci pur și simplu pentru că știu că el e o manifestare lui Dumnezeu, în rolul ăsta special, ca să făcut, e un film făcut pentru noi, pentru ca fiecare să-și ia lecțiile lui. Vă dați seama ce e important? Exact. Încercați vreodată, dacă vă certați cu cineva, să vă certați ținând după de mână. Faceți exercițiul ăsta și o să înțelegeți răspunsul la întrebare mai mult decât pot să zic eu să da. Până și ceartă. Eu fără de asta, eu stat de la mine echilibru. Și o să existe ceartă, asta timpul se restabilește echilibrul fiecare. Și o să zicem, nici măcar ceartă sau dezechilibrul nu sunt negative. Pentru că sensul lor este unul profund pozitiv.
Deci absolut tot ce este negativ, în realitate, are un scop pozitiv. În perspectivă. Așa că orice lucru rău care se întâmplă, sunt de fapt o școală pentru beneficitatea noastră de adevărat. Despre asta nu presupune că avem un handicap, în sensul că putem totuși să alegem, ca în loc de ceartă, să luăm o cale absolut de altfel. Depinde de materialul interior, bineînțeles, și de momentul respectiv. Că poți să te enervezi, nu te s-a întâmplat această săptămână. Oameni buni, e nouă deja. Bun. Mulțumim că ați fost, cred că v-am văzut de ajutor. Mulțumim lui Ivan pentru... Mulțumesc pentru că m-ai invitat. Eu sunt convins că am putut fi de ajutor. Că speranța presupune teama de eșec. Ba da. Așa. Eu sunt convins asta. Foarte bine. Eu sunt realist. Bun. Ok, deci noi, eu sper cel puțin, îmi spun peste numele lui, că v-a plăcut. Și că ați avut ceva de învățat. Și întotdeauna când există un schimb de retici, inițial chestia asta trebuia să fie un triolet, ca să iau cam zic așa. Din păcate s-a ajuns să fie un duet. Dar sunt convins că întotdeauna când există un schimb de retici, aveți de învățat. Pentru că dacă vine unul singur și începe să vorbească, sunteți expuși pur și simplu ideilor lui. Eu știu că Argeșan vorbește mult. Dar când mai e unul lângă el, da, care mai zice câte o chestie, atunci învățați cu adevărat. Pentru că unul din elementele fundamentale ale învățării este să știi să spui întrebări. Nu să accepți. Și tot ce pot să sper eu pentru voi, este că ați rămas cu întrebări. Pentru că astea vă vor ghida către a căuta, către a cerceta și către a cunoaște tot pământul. Da? Vă mulțumesc, seară bună, poftă mare!